Bună seara! Bună seara, bună seara, bună seara! Dacă ești tu take-uri de alea aduse cu Pluta, că Eva Măruță e diavolul, mă cer cu tine în direct. De unde știi? Ce bine mă cunoști, Iulia! Exact aceste take-uri mă să le am! De ce mă întrebi? Bună seara, bună seara, bună seara, bună seara! Bă, eu v-am mai zis teoria mea, zice cineva, că Andra e way out of his league și așa mai departe. Eu v-am mai zis... De fapt nu e o teorie, dacă o să vă perindeați destul prin viață, o să realizați că este un adevăr, nu o teorie. Faptul că când ai impresia că cineva este way out of someone's league sau că cineva suferă într-o relație de 10 ani, că domne, că ăla zice nu știu ce și ea săraca, de cele mai multe ori, de cele mai multe ori se merită unul pe celălalt, dintr-un motiv sau altul. Desigur, throwback la doamna Olivia Sterge și așa mai departe. Bună seara, bună seara, bună seara. Cine e Eva Măruță? Este noua vedetă a internetului românesc. N-am urmărit, v-am zis că am luat așa o pauză mentală de la tot internetul în ultima lună. Adică am văzut așa take-uri răsfirate, dar Doamne Dumnezeule, cât de tare se plictisește lumea în casă, să nebunesc. Ce înseamnă să vină iarna și să se plictisească lumea în casă, să n-aibă ce face lumea în casă. Ce cărți plănuiește să citești anul ăsta? O întrebare foarte bună. Nu știu, mi-am băgat câteva în Goodreads. Nu știu, am și de la de istorie. Momentan citesc ceva non-ficțiune de care am nevoie într-un proiect cel. Nu știi tu. Without saying too much, ai văzut de leak despre o anumită influenceriță care are piscină, jacuzzi și saună? Nu pot să-mi dau seama despre cine vorbește, sra. N-am absolut nicio idee cine are piscină, jacuzzi și saună. Încetați că iarăși o să facă 14 clipuri în care o să bat apropo că e hărțuită. Vă rog eu frumos. Da, nu, am văzut leak-ul, dar nu vreau să-l leak-uiez mai departe, că până la urmă e intimitatea omului. Nici mie nu mi-ar plăcea să... Da, da, e funny, da, las. Nu, nu mi-am mai cumpărat parfumuri pentru că încerc să mă ferez de boala consumerismului de parfumuri. Fac Uber în București și te am în boxe și pasagerii se bucură de life-ul tău. Dragi pasageri, dacă a scris asta în timp ce era în deplasare, să-i dați review prost. Sunt pe dreapta. Aha. Am înțeles. Credeam că nu mai există așa ceva în România, dar am fost și cu Boltul astăzi și am ascultat ce a ascultat domnul la radio, emisiunea la Europa FM, în care e un om de ăsta care ia apeluri în direct. Și vorbeau de ce e nașpa în România. Și mi s-a părut foarte refreshing așa cumva... Să aud, mi se pare că n-au, nu știu, mi se pare că au apus emisiunile astea de tip apeluri în direct de la oameni în care să-și zică ăia ofurile. Știi, și sunau oameni și ziceau, adică sunau, nu știu, oameni care era clar că sunt PSD și ziceau și ei ofurile, că le-au crescut taxele, că la, și ăla asculta, zicea, domne, dar stai un pic, că nu e chiar așa. Bă, și mi s-a părut nice. Când faci și tu asta, Mircea Badea făcea, băi, sincer am vrut să fac chestia asta la un moment dat, spre deosebire de radio, nu prea ai cum să controlezi ce se întâmplă aici. Adică m-am gândit să fac fix chestia asta, de luat apeluri în direct, dar este foarte greu de controlat. Adică trebuie să ai toată infrastructura practic pe care o au ea la radio, adică odată să-ți vouchuiască cineva oamenii care sună și a doua oară să poți să ai o plasă de siguranță în caz că intre cineva și gen... Să pot să zic că e nu de 15.000 de ori, știi? Adică să poți să întregupi emisia cum ar veni. Lucru pe care nu poți să-l faci aici. Chat foarte important, azi ziua dragului nostru Slavoc, mergeți și uitați-vă la acest video al lui care este foarte important și criminally low on views. Greva medicilor trebuie susținută. Iată. A, dacă am primit așa o ofertă informală de la un radio să fac fix chestia asta de late night show cu ascultătorii. Da, am văzut că CNCD-ul a dat că nu e discriminare aia. CNCD-ul a zis că e discriminare la Mălin Bot, că i s-a zis LMAO cum să faci dulce dragoste cu Mălin Bot, ha 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 ha, a zis că aia e discriminare. În cazul cu Printshop-ul care a refuzat pe motive de homofobie să printeze niște flyere, aia nu e discriminare, două.
Așa a zis CNCD-ul. O să fac apel, sunt curios după apel cum o să arate. Cel mai bine aștept să vedem cum arată la apel și vorbim după despre caz. Da, am mai vorbit. Adică nu-i mare caz. Na, clasic CNCD. Doamne măruță, doamne, mi-apar de astea de la măruță uneori aici în feed pe contul de pe contul pe care am canalul de YouTube. Cele mai titluri. Soțul lui Carme Grebenișan a aflat la 18 ani că a fost înfiat. Ok. Mulțumim, Cătălin. Am văzut această știre pe care a pus-o cineva pe Discord. Râd orădenii de lucrările din Cluj. Asta zice știri de Cluj. Un cunoscut vlogger din Oradea face mișto de lucrările de pe universității. Cunoscutul vlogger din Oradea? Ui, bă, ziceți-mi ce se întâmplă în Cluj, că lucrări mai proaste, mai rar am văzut. Hai să vă arăt. Deci pietonal asta e praf. Deci n-am văzut așa ceva, m-am plimbat așa, nu vine să cred. Hai să vă arăt. Deci uitați-vă la dalele astea, n-au niciun sens. Deci pur și simplu chempeghiși de ele. True. Deci una e sus, una e jos. Uitați-vă la True. spațiul dintre ele. Undeva ți intră jejetul, în altă parte nu ți intră nimica. Ne, uitați-vă aici. Ne, ce e Ne. asta, frate? Are dreptate. Uitați-vă, dale crepache. Deci aici s-a lucrat până octombrie, am fost eu și atunci a lucrat. Deci dalele astea spuse de o lună, două. Ne, altă dală crăpată. Ne, încă una, dar e plin de ele, n-are sens amul să vi le arat pe teche. Uitați-vă, da? Larg, strâmt, larg, larg. Uitați-vă aici, ați intră, cred că jumate de mână până astea. Uitați-vă aici cum stă astea marginile. Zici că e șerpe. Deci uitați-vă. Acolo Bă, dita. dar chiar că bătaia originală de joc. De-astea tăiate la ciocan, la... Hop! Hop! Mai e bucata, acolo nimica. Da? Dita mai spațiu. Uitați-vă, unde zici că e șerpe, mă, aici e crăpată, aici... Smart City! Emil Boc, primarul meu! Dar pentru mine este fascinant câtă popularitate poate să aibă Boc în Cluj. E ceva incredibil pentru mine, sincer, acum. Primarul meu, Emil Boc, cel mai smart oraș, cel mai civilizat oraș din România. Vă rog eu frumos. Cred că nici nu le-au tăiat. Deci cred că o dat cu ciocanul și s-a rupt dala aia. Exact așa s-a întâmplat. Deci, bă, pavajul ăsta e praf. Ne, uitați-vă aici. Pe Boc îl laudă Ceușan în stories, păi nu se organizează antol de către, adică cu ajutorul primăriei, normal. Palmă. Capacul ăsta atât e dus. Ăsta nu mai are nicio șansă. Acolo e cât de cât pus mai ok, parcă. Uitați-vă la rândul ăsta. Deci, șerpei, nu-i Dar drept. ce e asta? Why is this? Șerpe. Șerpe, nia ce. Vai, nia ce cum ne-a tăiat, frate, este. Deci, o tăiat aia până acolo, după a venit așa și o mai tăiat așa. Wow. Nia aici, nu. Da, efectiv, Bă, frate, bătaie de deci că joc, e are semnul ăla dreptate. de la Superman. Sper că primăria nu o să recepționeze lucrarea până nu se remediază. Da, cred că primăria nu va recepționa lucrarea de pe care și-au tras 80% din bani. Nu cred că vor recepționa această lucrare. Problemele de aici, dai. Bă, când am văzut asta, nu venea să cred. Schimb pe partea asta, lucrările par un pic mai ok, de exemplu, uitați-vă, și linia asta e De destul ce e de model dreaptă, diferit de pavaj? da, și zona asta pare un pic. Ursul, uite cât de... Uite cum au... Doamne, uite cum au făcut la copaj, men, ăștia mor. Uite cum au făcut la copaj, că n-au loc să respire, să fie udasă nimica. Și copacii ăștia sunt morți. Uite, deci tu, e efectiv, e cimentat tot copacul. Da, și zona asta pare un pic mai ok, acolo nor pus dale, bă. Uite, bă, au cimentat copacul, men! Ne scorpune că nor lăsa. Cum intră apă pentru copacul ăsta? Nisipul ăla. No, bine, cam asta e. Și să terminăm într-o notă bună, poliția locală își face treaba, dau amenzi aici la ăștia cu mașinile intrate pe pietonală. Și acolo e un echipaj. Uite, aici pare că e zi. Pare că e cu grilaj de la, cum se face. Dar acolo ați văzut că era cimentat în jurul copacului. E pietriș acolo și nu se vedea pe filmare.
Na, bine, dacă e pietriș. A, ok, da, uite, pare a fi pietriș. Dar Lenghel chiar e interesat de urbanism, cum să nu? Da, dar Lenghel face de... Vă reamintesc că Lenghel este activist în Oradea. Deci Lenghel făcea videouri de genul ăsta de hă. Ia uite, acum 4 ani. Termoficare Oradea, vrem căldură. Mamă, feri! Așa cred că au încurcat conductele la termoficare. Dați-ne! Noroc că mi-am adus o leacă de clisă cu mine aici. Până meream în bucătărie. Cred că perem de foame. Bă, așa de la termoficare, nu știu ce ați făcut. Dar eu nu mai ies din pat, că e un frig aici de îngheț. Activist, tati. Boc. Primar european. Mai aproape de Viena decât de București. Și a zis cineva foarte bine că să nu uităm că Cluj l-a avut atâția ani primar pe omul lui Vadim Păfunar. Am vrut să păstrez citatul ăsta pentru un video pe care vreau să-l fac. E prea bun să nu vi-l arăt. Deci, omul care a fost primarul Clujului, da? Cum i-a furat Einstein teoria relativității lui Eminescu? Știți că Mihai Eminescu este cel mai mare fizician al lumii? A, ați auzit de excrocul ăla? O să folosim niște cuvinte urâte, dar ăsta este citatul. Einstein era un și nu a fost nici măcar portar la un laborator de fizică. Eminescu a fost primul care s-a ocupat de teoria relativității și care a scris formula de calcul a vitezei luminii. Nu a fost Einstein nu a fost nici măcar portar la un laborator de fizică. N-a fost nici măcar portar. Da, din câte am înțeles, această conspirație cu Einstein pleacă de la, cu Einstein și Eminescu pleacă de la faptul că teoria relativității în poeziile lui Eminescu, explicațiile cercetătorului Cristian Presură. Păi ce, Cristian Presură n-a fost nici portar la... Așa, da, deci faptul că Eminescu a scris o poezie care zice: la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Și de aici s-a tras concluzia că Eminescu știa ce nu știa Einstein. Deși conceptul de an lumină și de lumina care ajunge zi, care nu ajunge instant și așa mai departe, era cu mult înainte de Eminescu teoretizat, adică nu era ceva ce i-a bășit mintea. Ah, uite, chiar și scrie. Versurile de mai sus nu au legătură cu relativitatea lui Einstein, ci doar cu viteza finită a luminii. Aceasta însă era cunoscută și măsurată cu 150 de ani înaintea lui Eminescu de fizicianul danez Ole Rømer. Inventatorii, noi am inventat insulina, noi am inventat avionul cu reacție, noi am inventat pe stilou. Nu o credeți, trebuie să ne mândrim și noi cu ceva pe lumea asta. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu protestele fermierilor și transportatorilor. A șasea zi de proteste. Eu v-am mai zis, îmi pare foarte rău pentru oamenii care zic: da, așa, domne, și ce o să rezolve? Și ce se întâmplă, domnule? Mare căcat ce au făcut! Nu milă, dar îmi pare foarte rău că ați ajuns în punctul în care ați capitulat atât de tare în fața cui? În fața unor mafioți ratați care iau șpagă 20 de litri de vin? Ăștia sunt oamenii în fața cărora ați capitulat? Ce face, domnule, protestele? Protestele fac chestii și au făcut chestii istoric vorbind. Da? De sute de ani poți să te uiți încoace. Protestele au făcut lucruri întotdeauna. Au schimbat percepția, au unit oameni, au creat partide, au bulit politicieni în a face X sau Y. Ultimul caz este cu greva profesorilor, da? Unde au obținut ceea ce și-au dorit. Că au tras acum din nou în țeapă, ar trebui din nou profesorii să intre în grevă și să iasă în stradă. Și să facă grevă de 2 ori mai mult decât au făcut ultima oară și așa mai departe. Pentru că dacă nu, adică dacă nu faci nici cel mai mic act, cum ar fi să ieși la un protest, să semnezi o petiție, să dai un mail, să te duci în vizită la un parlamentar, dacă nu faci aceste cele mai mici, cele mai micuțe acte,
What? Știi? Ce mai... Pentru ce mai trăim în această societate? Știi și mi se pare asta și admiterea capitulării în fața cui? În fața lui Dragnea, lui Ciolacu, lui Năsui, lui Dan Barna, lui cine mai e zi? Ciucă și așa mai departe. În fața ăstora capitulezi? În fața ăstora capitulezi? În fața lui Iohannis capitulezi? Sorry, man. Sorry. I'm sorry you. E zi. E funny. E funny că zi. Și ce se schimbă, domnule? Bine, men, atunci ce să zic? Dacă ție mi se pare că s-a schimbat nimic în România ultimilor 10 ani, greu! Încet! Nu cum ne-am dorit și așa mai departe. Dacă ți se pare că nu s-a schimbat nimic în România ultimilor 10 ani și mai ales că protestele din stradă chiar n-au schimbat nimic în România ultimilor da, 10 ani cu Roșia Montană începând. Nu știu ce să vă, nu știu ce să vă mai zic. Și mai am de ăștia de fiecare dată când la orice protest postez pe story. Am fost la ăla cu azilele de bătrâni, la astea cu Palestina, la întotdeauna. Absolut întotdeauna 5-10 oameni mesaje. Și ce ai rezolvat, domnule? Dar pentru români, asta, dar de ce ești tu pentru palestinieni? A? Pentru români când ieșim? Le zic, sigur, ies și pentru români. Tu când e ultima oară când ai fost la un protest? Sin. Bă, toți! Toți. Sin. Nu mai trebuie să mai răspundă. Ăștia cu gura cea mai mare. Ăștia cu gura cea mai... Domne, dar pentru ai noștri când ieșim? Domne, dar pentru ai noștri nu știu. Domne, dar pentru X celălalt lucru care am eu impresia că e mai important, de ce nu ieși la protest? Zic, uite, ies și pentru ăla. Tu când ai fost ultima oară la un protest pentru chestia aia? Sin. Niciodată. Odată n-am primit un răspuns înapoi. Sin. Ah, ok, bun, am înțeles. Deci tu nu ieși la nimica, tu stai și rupi pula în casă, stai și beleși carasul în casă, zi lumină. Dar să ies eu pentru tine, nu? Să fac eu pentru tine dacă se poate. Am înțeles. Și sunt aceiași la alt nivel, adică ăștia care mă urmăresc pe mine. Da, cum au ajuns ei să mă urmăresc pe mine, ok. Dar la alt nivel sunt oamenii ăștia de care vorbesc, comportamentul extins la altă comunitate, sunt fix aia care protest în Piața Victoriei, da? Iese aur în Piața Victoriei și sunt aia care stau și scriu pe live-uri, stau pe live la Șoșoacă și la Simion, zic, intrați peste ei, dați-le foc! Cum adică intrați peste ei, dar vino tu și intră peste ei și dă-le foc? Cum adică intrați peste ei? Gen, să-și o asume ăia, dar tu nu? Tu ce faci de aici pe telefon? Du-te la tine, la prefectură, du-te la Consiliul Județean. Faci backseat, efectiv, face backseat gaming la protest? Nu ți-e rușine așa un pic la obraz? Nu ți-e rușine un pic la obraz concept de a spune altcuiva să intre peste guvern? Nu ți-e rușine conceptul? Nu știu dacă ați apucat să vedeți acest caz. Vă reamintesc cum de fiecare dată, știi, zic oamenii. Domne, tu știi cum era în comunism că n-aveai voie să zici nimica? Protestatara Angie Șerban dusă la secție cu mandat de aducere pentru o postare pe Facebook, instigat la desăvârșirea de infracțiuni. Nu sunteți pregătiți. Polițiștii bucureșteni informează că s-au sesizat din oficiu duminică după ce pe o rețea de socializare a fost postat un mesaj care instigă la săvârșirea de infracțiuni. Astfel, după ce a fost identificată persoana care administrează contul respectiv, a fost emis un mandat de aducere pe numele său, adică a venit poliția la ea să o salte. Fiind vorba de o femeie în vârstă de 36 de ani, spun polițiștii, aceasta a fost dusă la secție pentru audieri. Postarea pentru care s-a autosesizat poliția. Stați că vi-o arăt aici direct. Ministerul Afacerilor Interne România. De ce stă băiatul ăsta cu pușca între protestatari? E vorba despre acest jandarm care a scos pușca literalmente în parbrizul 1. A scos pușca să-l amenințe pe unul, să nu mai înainteze cu mașina când jandarmii au blocat străzile ca să nu ajungă ăștia în centru. Da, deci ne-am înțeles. Nu pistol cu gaze, nu. Shotgun-ul direct. Home un Counter-Strike. Ăștia, eu v-am zis, ăștia sunt de departe cei mai cu boabe în creier din lume. Deci ăștia abia așteaptă. Ăștia abia așteaptă că îi știu, i-am și cunoscut din ei. Ăștia abia așteaptă să împuște pe cineva.
Da, deci asta a postat doamna Angie și zice: deci ăsta, băiatul ăsta cu pușca între protestatari, e cumva ea îndreptată către mașina aia mică? De când am ieșit din democrație și am intrat în dictatură militară, să ieșiți public să ne explicați ce caută trupele speciale acolo, de urgență. Și aș mai avea o întrebare: dacă în democrație la un protest pașnic, lucru care este adevărat, dar n-a fost nicio violență la protestul ăla, la un protest pașnic este poliția cu pușca, nu cumva e legitim să iasă și poporul cu cocktailul? Hashtag fotovă morți în gât. Scris FTVMRTI în gât. Deci, asta este postarea pentru care această persoană a fost saltată de poliție. Ați înțeles? Pentru că a întrebat, nu cumva e legitim să iasă și poporul cu cocktailul? De la o întrebare ipotetică. Iar cel mai interesant este faptul că această persoană a fost săltată de acasă, imediat. M-a luat poliția română de la o adresă la care nu domiciliez, cu mandat de aducere pentru instigare publică. M-au dus la secția 13 și acum la secția 18. Mă plimbă între secții. Domnule Cătălin Predoiu, de unde știe poliția unde dormeam în curul gol mai devreme? Îmi ascultă Ministerul Afacerilor Interne România telefonul fără mandat? Deci ne-am înțeles, da? Ne-am înțeles. Deci săltată exact de unde era. Săltată de exact de unde era. Deci nu de la adresa din buletin, de exact unde era săltată. Pentru întrebarea, nu cumva e legitim să iasă și poporul cu cocktailul? Domne, în comunism nu puteai să zici nimic. Ai, las, uite, nici cu PNL și cu PSD la putere, conceptul de a fi săltat de acasă, pentru că ai întrebat, nu cumva e legitim. În timp ce ăsta îi zi, abia așteaptă să-mi puște niște oameni. A, ce, 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 avem postaci! Oh my God, avem postaci! Let's go! Let's go, postaci, baby! Atenție, atenție, atenție! Dar nu e o glumă videoul ăsta? Asta e tipa care a aruncat în mălin bot cu făină. Tu chiar crezi ce zice? Și cineva întreabă, de ce n-ai crede ce zice? Pentru că este o agitatoare, o prezență la orice protest și e violentă. Avem postaci în chat, let's fucking go! Easy! Ce legătură are? Putea să fie și Floricica Dansatoare, ce legătură are? Este vorba de ideea faptului că cineva este drag postac mei. Ce legătură are? Este ideea faptului că cineva a fost săltat de la o adresă care nu avea în buletin, da, deci practic Ministerul Afacerilor Interne a avut acces, probabil fără mandat, la locația persoanei respective, ca să poată să o salte de acasă, pentru o întrebare, pentru o întrebare pe care a pus-o pe Facebook. Wow, dar e fix, zi, e fix linie de partid, 1 la 1. Domnule, video ăsta, cred că e o glumă, video ăsta. Păi stai un pic, tu chiar crezi ce zice tipa asta? Că asta e o agitatoare, eu n-aș crede-o. Zici că ești Călim Popescu Tăriceanu cu aia. Absolut superb. Vezi că nu sunt postac. A, acum... Hai că m-ai convins. Hai că m-ai cam convins. Polițiștii secției 18 au decis emiterea mandatului de aducere pentru activista Angie Șerban fără consultarea procurorilor. Parchetul judecătoriei sectorului 5 afirmă că niciun procuror nu a fost informat de polițiștii secției 18 despre intenția de a emite un mandat de aducere pentru activista Angie Șerban, acuzată că duminică a instigat la violență printr-o postare pe Facebook referitoare la un episod al intervenției poliției la unul dintre protestele din ultimele zile. Deci procurorul n-a văzut dosarul, dar au reușit să o localizeze pe aia de pe telefon, probabil. Sau de pe zi, de pe urmăririle pe care le-au mai făcut înainte. Stai curios, cum justifică Ministerul Afacerilor Interne. Pare curios, care e justificarea cum au găsit-o pe asta la adresa care nu era din buletin? Să știm și noi, adică dacă e un pericol pentru societate că o urmăreați înainte, să știm și noi, dracu, ce criminal zi, pentru ce criminal plânge în caz că ați saltat-o. Da, men, cam ai ochii, pentru ce nu înțelegi, e o glumă proastă asta, că au acționat polițiștii de nebun, la e o glumă proastă. De unde să știe polițistul de la secție unde stă asta?
dar unde, la adresa care nu e din buletin. Deci de unde se știe polițistul de la secție? O glumă proastă. Da, exact, pe asta au găsit-o de la o postare de pe Facebook, dar pe fetele din Caraca nu le-au găsit, exact, da. Ca să știm încotro sunt canalizate resursele statului. Te identifică telefonul din satelit, ne zice un ITist deștept. Da? Și cum te identifică exact telefonul din satelit fără mandat? Deci ce vrei să-mi zici? Că statul român în momentul ăsta urmărește fiecare cetățean prin satelit? Asta vrei să-mi zici? Gen, statul român poate să vină mâine să mă salte de pe stradă? Gen, știe statul român fiecare unde suntem la orice moment al zilei? Asta vrei să-mi zici, nu? Și poți să-mi zici și mie exact, apropo de depistarea prin telefon, cum, prin zi asta, de triangularea de telefon, poți să-mi zici și mie cum au găsit, zice cineva foarte bine aici, poți să-mi zici și mie cum i-au găsit apartamentul și interfonul? Pe ăla de, cum îl cheamă, morții lui era de la Baia Mare? Pe ăla de a fugit din țară cu mașină furată, nu l-au, n-aveau satelit și la ăla? N-aveau satelit și la telefonul ăla care a fugit din țară, de la Baia Mare? Da, normal că era pe lista, da, men, hai, asta e o doamnă de, spune și mie cunoscut numele ei, e o de-asta de a apărut la toate protestele posibile de la corupția ucide încoace, dacă nu mă înșel. Și în momentul în care ești organizator de proteste și faci parte din acțiuni... din acțiuni de organizare și așa mai departe, ești pe toate listele posibile și ești urmărit și ești știut foarte clar, la fel cum îl știau și pe Simion de ani de zile și așa mai departe. Nu este ilegal să fii știut pe cine să-i prindă? Cine? Colegii lor de la parchet? Cine să-i prindă? Cine să-i prindă? Colegii de la DNA? Cine ai cu să-i prindă? Pe colegii de la SRI și de la SIE și de la ăștia la alții. Cine se prinde? Colegii lor sau cine se prinde? By the way, 24 de dosare penale după protestele fermierilor și transportatorilor. Poliția spune că mesaje care incită la violență circulă pe WhatsApp. Cităm: haideți să luăm o mașină de poliție pe sus și să mergem la guvern, că altfel nu putem face treabă. Haideți să luăm topoarele și să mergem pe jos la guvern. Bătaia este ruptă din rai, haideți să punem mâna pe Lopez și pe topoare și să ne facem dreptate. Democrație! Stat legit, stat de drept. Și alte povești de ni le mai zicem. Ci că ce clasă sunt aia de au trimis mesajele? Sunt oameni nervoși și supărați, pe care i-a oprit jandarmeria și nu i-a lăsat să treacă mai departe să-și facă protestul pașnic în Piața Victoriei. Da, instigare la ură pe WhatsApp. Ăștia n-au văzut ce rulează pe TikTok de 2 ani încoace. De foarte interesant cum MAI, am mai tot zis chestia asta, foarte interesant cum MAI n-are o problemă niciodată cu Simion, cu Șoșoacă, cu care instigă la toate chestiile astea, zi lumină, deschizi live-ul să instigă la, adică sunt genul ăsta de afirmații, zi lumină, în comentarii și în ce zic ei. Nu știu cum e cum să face. Foarte interesant. Da, efectiv, Simion a zis că o agresează sexual pe Șoșoacă pe live, da, exact. Ce are, domne? Păi da, ce, împotriva statului? O agresează doar pe Șoșoacă. Da, și președintele Camerei Deputaților, Simonis, care a zis că îi sparge dinții lui... Dar vezi tu, a zis că îi sparge dinții lui Simion, nu statului român, nu guvernului, știi? Atunci e ok. Mi-a plăcut foarte mult așa să știre. Vaslui, 3 elevi de liceu, voluntari smurg, au salvat viața unui bărbat care a făcut infarct pe stradă, l-au resuscitat până la sosirea medicilor. Ceva mai șmecher pe lumea asta? 3 elevi de liceu din Vaslui care au devenit voluntari smurg de anul trecut au salvat marți viața unui bărbat care a făcut infarct pe stradă, relatează news.ro. Victima, în vârstă de 62 de ani, a căzut din picioare în apropierea locului în care se aflau cei trei. Aceștia au acordat primul ajutor și au început manevrele de resuscitare până la sosirea medicilor. Foarte șmecher și vreau să vă încurajez pe această cale, dacă puteți să faceți cursuri de prim ajutor și dacă nu puteți să faceți cursuri de prim ajutor, să mergeți frumos pe YouTube. Cursuri prim ajutor. Tot ce înseamnă manevra Heimlich, cum să pompezi la un om care i s-a oprit inima, asta cu epilepsie și așa mai departe. Mergeți și uitați-vă la un video de ăsta de uite, de o oră. Curs de prim ajutor complet. Ca un feedback, să zic așa, că sunteți pe mâini bune. Iată. Vă pot spune că servicii de ambulanță... Are până cum o să vă explice mai departe? Am spus că dacă nu respiră, clar este stop cardiorespirator.
Uite, vă las link-ul, luați și voi și vă uitați. M-am mai uitat. E literalmente diferența între viață și moarte într-un caz de genul ăsta și o să regretați. Adică eu doar la asta mă gândesc, la regretul pe care l-aș avea dacă n-aș ști gen cum să pompez inima, cum să fac un Heimlich, cum să, nu știu, cum să așez pe cineva să nu-și înghită limba. Așa. Pe mine m-ar termina conceptul că s-ar întâmpla în fața mea și că n-aș putea să ajut omul ăla. Deci faceți-vă un bine atât dumneavoastră cât și oamenilor din jurul dumneavoastră, că nu e vorba de străin de pe stradă, se poate întâmpla lui măta, lui tactul, lui bunicăta, existe pentru animale, pentru câini și pentru pisici, pentru Heimlich, de exemplu. La fel pentru ăștia de conduceți, da, dacă ai accident cu cineva și nevoie să-i oferi primul ajutor. Mai departe, elevii cer desființarea intrării separate în școală, o profesoară le răspunde, suntem categorii sociale diferite. N-am zis niciodată conceptul de intrarea profesorilor și intrarea elevilor. Formă de disciplină sau segregare? Practica intrărilor separate pentru profesori și elevi în școli, rămasă moștenire din generație în generație, a provocat acum dezbateri după Consiliul Național al Elevilor, după ce Consiliul Național al Elevilor a cerut ca în statutul elevului să fie trecută clar interzicerea ei. Publicația de educație Școala Nouă a vorbit cu 5 profesori și 5 elevi despre această propunere. Dacă elevii sunt categorici în poziția lor, părerile cadrelor didactice sunt împărțite. Lucian de la Colegia Națională Grigore Moisil din Drumul Taberei, respect, zice, care e și președintele Consiliului Municipal al Elevilor din București, crede că este important ca această propunere să fie analizată în perspectivă și să fie luată în considerare în cazuri în care chiar reprezintă o problemă reală. Există școli în care există diferențe între intrarea profesorilor și cea a elevilor, adică intrarea elevilor pune în pericol siguranța acestora prin scări insalubre sau care necesită renovări. Nu dorește să dea exemple de astfel de școli, dar spune că i-au fost semnalate mai multe cazuri în țară. Intrările separate transmit și o diferență de statut, o diferență de poziție, este o diferență care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie impusă în alte moduri. Relația elev-profesor poate fi construită și poate fi delimitată în alte moduri mult mai productive, mai spune el. Ce, nici la spital nu dăm nas în nas cu doctorul pe scară. Un cadru didactic chiar și... Deci asta zice o profesoară. Un cadru didactic, chiar și în societatea contemporană în care este afectată imaginea profesorului, rămâne un mentor, un formator de destine. Și ca să pot să fac lucrul acesta corect, îmi trebuie o stare, îmi trebuie un statut, un loc în instituție. Haideți atunci să le deschidem și cancelarea, să intre și în cancelarie. Am un statut, sunt și eu cineva în țara asta. Și cum îmi dau seama că sunt cineva în țara asta? Comparându-mă cu niște elevi. Da, era tragedie să mergi să cobori sau să urci pe scara profesorilor sau să intri pe la intrarea profesorilor. Ăștia nu vor să intri în cancelarie că ăia încă fumează pe acolo. Ăia fumează și bârfesc și ca orice om de altfel, na. Și de aia nu vor să intre elevii acolo. Da, corect, și nici școala n-ar putea să mai aibă doi gardieni. Unul pentru o intrare și unul pentru cealaltă, corect. În liceul meu chiar aveau cameră de fumat. Da, nu știu, eu când am făcut școala generală, în liceu nu mai țin minte dacă... Deci mă știu unde era cancelarea în liceu. Nu, dar țin minte că în școala generală strădea fumau în cancelarie. Camera pentru cafeluță și țigare de lângă biroul directorului din gimnaziu. Nu, să fuma și la director direct. Which reminds me de ce există elevi de serviciu care să stea toată ziua la intrare să primească oameni lipsind de la cursuri. Bă, e o întrebare foarte bună. De ce încă mai există conceptul de elev de serviciu? E efectiv chiul legal. E efectiv, au zis, hai să le dăm și lor liber. Hai să le dăm și lor liber să chiulească legal. Să vadă cum e. Când am fost elevat de serviciu, am sunat greșit clopoțelul și am speriat toată școala că e alarma de incendiu. Nu, eu când eram de serviciu, sunam... De fapt, nu, cred că mint, cred că n-am făcut asta când eram de serviciu, că mi-aș fi luat-o, dar gen, cred că am făcut asta când nu eram de serviciu, pentru că butonul de sunat la mine în școala generală era gen... Treceai pe lângă el, adică nu era ceva ascuns. Era pe hol butonul de sunat din toată școala. Și sunam, dar n-am cum să vă exemplific. Sunam, apăsam pe buton, făceam imnul de fotbal, gen tân 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 tân. Când nu era pauză, în mod evident.
aveați buton, eu trebuia să merg cu clopoțelul prin clădire. Cred că a fost o vreme asta cu clopoțelul și după am avut, nu mai țin minte. A, da, și te trimiteau profi să le faci cumpărături, dar cum să nu? Ia, du-te și ia și mie o cafea de aici. Dar nu-ți dai seama, adică pentru era două, ne ajută, bine că mai plec și eu de aici. În alte știri, sectorul 3 din București, 11 mașini pe zi ridicate în 2023, care nu știu ce fac în restul timpului, gen oamenii care conduc astea, ce fac în restul timpului? Adică cât durează să ridici o mașină și să o duci la depou? Sau de fapt bine, dacă prinzi trafic, dar tot e... Tot sună foarte puțin, adică doar gândim că gen un sector din București e gen cât un oraș obișnuit din România, adică tot mi se pare foarte puțin. Da, mă rog, whatever. Primăria a strâns din taxele de recuperare aproape jumătate de milion de euro. Jumătate de milion de euro de la 11 mașini ridicate pe zi. De fapt, da, bine, că trebuie să le ducă la... Da, ok, bine, trebuie să le ducă la parcul auto, da, ok. Jumătate de milion de euro. Opriți motorul, ce spun șoferii blocați în trafic în București despre noile măsuri antipoluare? Păi cum să... Păi totuși cât consum dacă opriți motorul? Staționarea voluntară cu motorul pornit mai mult de 2 minute în timpul iernii, respectiv 1 minut în timpul verii, ar putea atrage în acest an amenzi cuprinse între 100 și 200 de lei în București, conform unei hotărâri de Consiliu General, faimosul idling de la americani. Da, adică să stai pe loc cu motorul pornit să poluezi ampule. La nivel național este în dezbatere și un proiect legislativ de modificare a codului rutier prin care vehiculele vor putea staționa cu motorul pornit maximum 5 minute. În capitală, 50 de școli au montat senzori care măsoară calitatea aerului respirat, iar o analiză a organizației neguvernamentale Ecopolis arată că 30 de școli dintre acestea înregistrează depășiri mai mult peste limita admisă de pulberile în suspensie. Aceleași date confirmă că în periferia orașului cea mai intensivă formă de poluare este încălzirea rezidențială, iar zona centrală e sufocată de noxe din cauza traficului. Da, vine părintele la școală și cât așteaptă copilul 10 minute, 15 minute, stă cu motorul pornit. Și în mod evident, dacă fac asta toți părinții care vin să-și ia copii... Nevoia unei măsuri urgente a fost adusă pe agenda publică în decembrie 2023 de Asociația Părinții de Cireșari și reprezentanții Ecopolis prin campania de informare Oprește Motorul, care vizează reducerea gradului de poluare, în special în apropierea școlilor și grădinițelor. În context, persoana a întrebat aleatoriu șoferii din București care stăteau blocați în trafic la semafoare ce păreau de aceste noi reglementări și mai ales dacă le vor respecta odată implementate. Deși părerile sunt împărțite, calitatea aerului din București îi nemulțumește pe toți. Creșterea costurilor pentru pornirea și oprirea motorului în mit românesc. Condole mit! Comit! Păi zici acolo pe bord că consum 28% când pornesc motorul. Dănuț 58 acum în chat. Actually, nu este un mit. Primele ore ale dimineții sunt pline de claxone, aglomerații și nervi pentru șoferii din București, iar scenariul se repetă după amiază la orele de vârf. Fiecare se grăbește să ajungă undeva, iar frecvența semaforilor de pe bulevardele centrale e evident un obstacol. Alina a prins culoarea roșu pentru a treia oară în ultimele 5 minute la același semafor. Este conștientă de efectele noxelor asupra aerului, dar nu vede utilitatea măsurii. Spune că nu e dispusă să oprească motorul nici măcar atunci când stă la semafor. De ce să oprezi motorul? Că și așa mergem cu țărâita. Nu sunt de acord. Ideea este că mergem din 5 în 5 metri, adică ne oprim și iar pornim. La semafor am prins roșu de 3 ori până acum. Dacă s-ar merge, da, ar avea sens. Adică să stai odată la un semafor, atunci da, mi s-ar părea ok. Alina se gândește și la costurile generate de oprire și pornirea constantă a motorului, care crede că ar crește. Oana Neciu, director executiv Ecopolis, contrazice acest mit românesc prin care mașinile ar consuma mai mult combustibil la oprirea și pornirea motorului. E fix invers. Ideea e că această regulă nu se aplică în trafic. Știu că avem prejudecata asta că dacă plec de acasă trebuie să-mi încălzesc motorul cu 5 minute înainte, dar asta se întâmplă la motoarele vechi. Acum chiar nu e nevoie. Din contră, mai rău se strică componentele motorului dacă îl ții pornit și nu mergi cu el. Ce știe asta? Ce mașină are domne asta? Păi asta e de-aia cu electrică. Păi da, oricum pe mașinile noi ți se oprește ăla automat. Ți se oprește motorul automat. Mihai e de părere că și cu lege și fără lege oamenii vor rămâne la fel de indiferenți, inclusiv el. Probabil va deveni lege și nu se va respecta. Tu o vei respecta? Nu! Dar o consideri eficientă pentru combaterea poluării? Nu! Nu!
Da, pentru cine nu e din București, aerul din București din ce în ce mai nerespirabil. Și din cauza mașinilor, dar și din cauza arderilor ilegale de prin jurul Bucureștiului, fabrici, căcat, fabrici, vorba vine. Dănuț 58 ne zice: păi dacă oprești motorul și îl pornești mereu, strici electromotorul. Da, Dănuț, la BMW-ul tău din 2004 se întâmplă chestia asta, prieten drag, așa este. La BMW-ul tău din 2004 așa o fi. Dar pentru restul oamenilor care n-au mașină de 2000 de euro după OLX, iarna e frig, sorry, nu sting motorul dacă trebuie să stau 15 minute în mașină, să stau în frig, fii șmecher. Și ce dacă poluezi? Doi în pis, da musi. De ce să pun eu geaca pe mine? Să stau un... Și că e asta, mai e și asta o chestie frumoasă la românul care are niște bani, da, care nu trăiește pe salariu minim, pe economie, e plăcerea asta de a sta în pantaloni scurți iarna în casă. Păi iarna în casă? Să stăm în pantaloni scurți, cum adică să pun eu o bluză pe mine? Cum adică să nu plătesc 1000 de lei la căldură? Sau oia iarna, sau oia vara care își pune aerele condiționate pe 16 grade în continuu? Păi nu, eu zic ok că și eu stau în pantaloni scurți, dar în sensul de asta, că-ți bubui caloriferele la maximum ca să poți să stai în pantaloni scurți. Eu personal nu sunt friguros, dar sunt oameni care au asta, își bubuie, își dau caloriferele la maximum absolut toată iarna, deși afară sunt căcat 10 grade, caloriferul la maximum ca să poți să stai în pantaloni scurți în casă. Exact, da, vara 16 grade, iarna centrală pe 28, exact. Doamne, ce români sunteți unii dintre voi, vă ador, vă fucking ador cât de români sunteți. Dacă n-ai repartitoare, nu are sens să nu-ți bași căldură, că tot plătești. Că se împarte la tot blocul. Doamne, nivelul de român. Nivelul de român. Păi, dar ce, ăla de sub mine nu dă oricum? Eu de ce să nu dau? Ai. Pentru cine nu înțelege cum funcționează, dacă nu ai... Sau, nu știu, bă, eu explic. Poate sunt oameni care nu înțeleg. Nici eu n-am înțeles o vreme ce înseamnă consumul la paușa, cum ai cum zice. La un bloc obișnuit care n-are, la un bloc da, comunist care n-are repartitoare, da, adică în care nu ți se contorizează ție personal caloriferul, da, ca să știe administrația cât ai consumat tu personal la încălzire. Încălzirea să dă drumul pe țeavă și tu doar îți dai drumul la calorifer, dacă vrei, dacă nu, nu-ți da. Și tu decizi cât îți dai drumul și pe urmă când vine factura, vine pentru tot blocul, împărțeala fiind pe tot blocul, egal. Și el zice, păi ce domnule, dar de ce să nu dau drumul dacă și așa plătim la comun? Păi da, o să plătești mai puțin la comun dacă și tu și alții cu creierii în cap nu-și dau caloriferele la maximum când sunt 10 grade afară. Vezi tu diferența? Când sunt grade cu minus, nu zic, logic. Dar nu mai avem ieri cu grade de minus de, cu grade pe minus de mult. Adică avem așa 2 săptămâni max pe iarnă. Cu zi 0 grade. Max. Max. Au fost acum câteva zile. În București cel puțin. Dar vezi tu, gen, dacă mai multă lume nu mai dă calorifericele în blană și tu la gândul tău plătești mai puțin. My man, sunt minus 4 grade acum unde sunt. My man, mă doare la marele caras, omule. N-ai voie cu calorifer ăștia. Ăștia care de fiecare dată așa se victimizează. Dar tu nu știi că eu sunt la Miercurea Ciuc și sunt minus... Nu mă interesează, nu vorbeam despre tine, omule. Uite, de exemplu, mie mi-e un pic călduț cu cămeșa pe mine în casă, în contextul în care sunt 2 grade acum. Eu personal, dacă ți-e frică de frățioare drumul la calorifer. Râdeam de cât de proști suntem în general de ideea asta, că iarna să stai în pantaloni scurți în casă, să-ți bubuie caloriferile, să și poluezi, să și consumi bani. Userul The Man from Dublin, care e cel mai un alt român jet be jet, zice: sunt de acord cu tine în ce zici, dar ce viață mai e asta? Nu căldură în casă, nu consumăm și bogații lumii doar în caras. De ce numai și numai vina noastră? No offense. Asta e victimizarea asta. Au! 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 De ce ai dat în mine că m-am operat? Am dat la operație! Știi, și eu să vin ca sclavul și să zic: dar prieten drag, cine căcat a zis că n-ar trebui să futem în gură bogații care poluează de 15 triliarde de ori mai mult ca noi? Sau corporațiile care poluează de
infinit mai mult ca noi. Cine a zis chestia asta? A, n-am zis chestia asta, doar recomandam să nu mai fii român prost. Dacă ești, dacă nu ești, felicitări ție. Recomandam să nu mai fii român prost, să-ți bubui caloriferele iarna când poți pur și simplu să pui o cămașă pe tine în loc să stai în pantalon scurt sau în chiloți în casă. Ca nici tu să nu mai plătești mult și nici să nu mai poluezi mediul înconjurător, mai ales cât la câte centrale sunt acum la blocuri. Da, de ce? Da, de ce? Da, asta am muncit eu ca să nu pot să stau în pantalon scurt iarna în casă, de-aia? Trăiți cum vreți. Trăiți cum vreți, fac și eu mișto de românii adevărați. Not the operation, bro. Please don't hit the operation. I work very hard for me to bubuiate my central every winter. And then cry, very much cry. I go on Calea Victoriei. I spit coal from my mouth. I spit black from my mouth on Calea Victoriei. But I also like my friend from Dublin. I also like to bubuiate the central in the... But I don't see the connection, my friend. There is no connection, it's true, because on Calea Victoriei you squeeze it because of cars, yes? But in general, when you look at Bucharest pollution, yes, you look at Bucharest te uiți la poluția din București. Te uiți la poluția din București pe hartă și zici e total în regulă să-mi bubui centrala la 28 de grade în această iarnă. Ce se poate întâmpla? Ce legătură există între centrala mea bubuită la 28 de grade și poluarea din București? Nu pot să înțeleg. Nu mai putem să mai bubuim centralele, asta se vrea, asta e noua ordine mondială, vor să ne ia centralele, că a zis UE a zis gata cu centralele, dar e dracu că vor să ne ia dreptul nostru la centrale. Bă, și dacă vă tot victimizează fiecare dată când mai am un discurs ăsta care, zici, părerea mea, da, legătură cu cum cred eu că ar trebui să funcționăm mai bine, mai frumos, mai de Doamne ajută ca oameni și nu doar părerea mea, că până la urmă poți să cauți oriunde să vezi cât poluează o centrală obișnuită de oare orice complex nou de locuințe. Păi frățioare, dacă vreți dacă vreți să urmăriți pe cineva care doar să vă pupe în pulă, mergeți frățioare că sunt atâția oameni pe internetul ăsta, vă rog eu frumos. Decât să vă victimizați aici ca să vă iau și mai tare la mișto după când vă văd că vă victimizați. Da, de ce? Adică o să te iau și mai tare la mișto. Dacă vrei influencer de tipologie să te pupe în pizdă, indiferent de ce acțiuni întreprinzi, indiferent de cât de tare fuți în gură, te fuți în gură pe tine, în primul rând, că asta, adică nu e că ne fuți pe noi, dar pe tine te fuți în primul rând. Dacă ai nevoie de această tipologie de conținut, te frățioare că stați oameni. Sunt atâția bromenia pe lumea asta sau alți. Tu te frățioare și fii pupat în pizdă unde vrei, sincer acum. Știi că asta e luatul personal. Eu îi zic lui unul să nu-și mai bubuie centrala ca să stea în chiloți în casă și altul îmi zice, păi eu sunt la mie cu reaciuc, eu am țurțuri la mustață, am țurțuri la mustață și tu vrei să nu mai bag un lemn în sobă. Și asta desigur nu exclude pentru ăla supărat, asta nu exclude în mod evident restul discursului pe care l-am de fiecare dată în legătură cu mari poluatori care sunt... corporațiile în frunte cu tot ce înseamnă gaze, petrol și energie din surse neregenerabile. Dar nici nu e tough love, e doar refuz să joc jocul ăsta penibil în care eu trebuie să mă prefac empatic față de cele mai curse cu creierul scurs pe jos idei, știi, adică că știm cu toții că mă prefac. Dar doar ca să se simtă, să se simtă 10% din ceas, whatever cât vor fi, se simte puțin mai bine că ei nu fac nimic a greșit, de fapt. Ei nu fac nimic a greșit dacă bubuie centrala la 30 de grade iarna, dacă merg pe pista de biciclete, dacă etc. Să se simtă ea bine și ca nu cumva ăia 10% să-mi zică eu credeam că, dar... Știi, adică... Adică că știe toată lumea că ne prefacem. Adică și se vede, e atât de evident pentru toate, știi, la toate
te duci și știi, adică, da, come on, majoritatea influencerilor, vedetelor, și atât de evident, e atât de evident și ne prefacem în această empatie în care eu nu zic ce vreau să zic, tu te prefaci că am zis ca tine și pe urmă ne dăm mâna ca să mai putem să mai facem o campanie la Cola împreună. Nu, sorry, adică e boring. E boring și e jenant și decât să trăim așa, mai bine ne vedem de treabă, sincer, acum. Dar vezi tu că asta e ideea, că nici măcar nu este personal responsibility în Saving the Planet. Vezi tu că n-am menționat niciodată nimica de genul ăsta. Pentru că nici eu nu cred în responsabilitatea personală când vine vorba de încălzirea globală. E de un bun simț. Basic. De cel mai basic. E basic-ul de a pune, o bluză pe tine în loc să stai în tricou. E un basic atât de mic. E basic-ul de a nu merge cu mașina pe pista de biciclete. E basic-ul de a nu claxona ca țăranul prost. E basic-ul de a nu înjura. E basic-ul de, zic ăștia, de să înjură, să iau și eu morți în care sunt în trafic. Basic-ul de a nu trece pe roșu. Basic-ul de a da prioritate. Din basic în basic în basic, poate reușim totuși să avem o lume puțin tel mai bună. Da? Adică nu vorbim de... Nu vorbim de efort, nu vorbim de dat bani, de ieșit în stradă, de... Da, deci nu vorbim de nimica de genul ăsta. Vorbim de cele mai basic căcățele din această lume. Mai departe, în frumoasa emisiune, unul dintre fondatorii USR Diaspora, președinta filialei din Franța, pleacă din partid. Mă opresc aici pentru că nu mai cred în USR. Am citit declarația doamnei astea, nu știam cine este. Am citit declarația doamnei aici, mi se pare atât de funny că este exact ceea ce zic de 3 ani despre USR de mai mult. Identic, unul la unul ceea ce zic eu. Fiți atenți. Azi mă opresc aici pentru că nu mai cred în USR. Nu vă mai pot spune că USR e altfel după ce am văzut excludere abuzive pentru delict de opinie, delațiuni în serie, epurări, fraudări de alegeri interne prin metoda autobuzul cu voturi de pe adrese de e-mail false, lucruri pe care vi le-am povestit și eu, promovarea unor impostori mediocri în funcții publice, chiar la unul dintre sectoarele Bucureștiului, a unor oameni fără CV-uri sau parcursuri profesionale legitime, dar corect afiliați cu o anumită tabără din partid, adică tabăra lui Barna și lui Drul acum, cenzura de pe grupurile interne, minciunile și bullying-ul sistematic aplicat membrilor cu altfel de păreri, cărora li se zicea sabotori și încă li se zice sabotori, în scopul eliminării competiției, încălcarea repetată a statutului intern sau a deciziilor luate de Biroul Național sau de Congres, o conducere complet deconectată de baza partidului și de realitate. Și o să te pleci. Că o să le fie și lor clar că nu pupă nimica la alegeri dacă nu link bocancii care trebuie din partid. Mai departe, amendă drastică, spune ziarul spotmedia.ro. Amendă drastică de la CNA pentru propaganda AUR de la Realitatea Plus. Cât ați zice că e o amendă drastică în viziunea spotmedia.ro? Cât ați zice? 10.000 de euro? Ok. Pentru că fix atâta e, 60.000 de lei. CNA a amendat televiziunea Realitatea Plus cu 60.000 de lei pentru difuzarea în perioada 14-21 noiembrie 2023 unor materiale de propagandă pentru AUR. Este vorba despre reportaje laudative despre Spitalul Mobil și Caravana România Suverană. Ați înțeles, da? Faci campanie electorală la o televiziune timp de o săptămână și primești și taxa este 10.000 de euro. 12.000 de euro. Asta e taxa ca să faci campanie o săptămână. Asta în contextul în care ăștia primesc sute de mii de euro de la stat ca să-și facă campanie. O idee foarte bună, AUR. O idee foarte bună asta cu caravana medicală, don't get me wrong. Bun. Ați făcut ceva bun, v-ați gândit și pentru... Acum întrebarea e cine ori fi și medici aia, dacă ori fi medici care s-au dus cu ei. A noastră, Dobrețu, că suntem mai retrași așa într-o margine. Cinstei care au participat la așa ceva. Intervievat de realitatea pe teren, da? Deci realitatea s-a dus pe teren ca să intervieveze campania electorală AUR. Da, deci s-a dus reporterul pe teren alături de caravana AUR. Deci asta este taxa. 12.000 de euro și poți să faci reclamă o săptămână leger. Și așa nu-i prinde cu toate ce ne au. Și așa nu o să le dea amendă pentru fiecare încălcare.
dar nu e mai simplu să dai banii pentru campanie electorală decât să facă statul? Ce-și prost? Dar, again, repet pentru a mea oară, AUR singurul partid care, deși știi despre ei că sunt ultimii coțcari, hoți, nenorociți și mai departe, uite că măcar au bunul simț să iasă pe teren și să facă ceva care pare pentru oameni, care are cumva ideea faptului că o să faci ceva pentru oameni și mai departe și uite că le iese. Spre deosebire de PNL și de PSD, de USR, nu mai zic că USR... Eu nu e ironic, mi se pare că USR nu o să prinde 5% în stadiul ăsta. Mi se pare neironic că USR nu prinde 5%. Ați mai auzit ceva de USR, de vreo acțiune, vreo campanie, vreun reprezentant măcar, vreo declarație, vreo... Păi efectiv nu e gen... USR o să fie sub 10%, lejer sub 10% o să fie. Scuze, am uitat că au făcut alianță, că de-aia au și făcut alianță, că probabil era frică că nu prin 5%. Au făcut alianță cu partidul fostului colaborator al securității Traian Băsescu și cu partidul Ludovic Orban. Deci cineva a zis că am mai văzut ceva de la USR și mi-a dat o postare de la Năsui cu 600 de like-uri. Ok. Da, și-l văd pe la bagiul ăla. De la USR văd doar un om care face streaming și TikTok-uri, neironic. Nu ești tu, nu știu cum îl cheamă pe omul ăla, dar nu îl știu. E super funny, mă mai uit. Molnar, așa, da, mulțumesc. Deci ăsta zi lumină e pe stream. Face stream. Bă, știi ce? Not bad. Nu se uită nimeni, dar not bad. Tema a fost bugetul țării care... Plovă cu Overwatch. Gamer, tati, Plover Overwatch. A trecut lejer, să nu vă faceți vreo iluzie că am putut să ne luptăm cu ei sau de ala. Domnul Molnar, nu vă supărați, se vede că jucați Overwatch. A intrat Elmo la el pe stream și s-a dus foarte excited să aducă figurina cu Reinhardt. Bravo lui. Da, nu, pe Vlad Gheorghe îl știu, dar Vlad Gheorghe de la USR este literalmente reporter. Bună ziua, știați ce știre? Deci e un europarlamentar că el face revista presei. Face revista presei. 426k followers, dău. Pentru că, spre despre de alți politicieni, nu este fucking leneș. Dar tot e funny să facă face revista presei. 2,9 milioane de views. În România trebuie 12 clase terminate ca să fii cizmar sau croitor, dar nu trebuie nici măcar una terminată ca să fii premier. Hai să vă zic ce legătură are asta cu noul premier al României. Etică. Și cumva, adică, good for him... că și-a făcut zi, că-l știe lumea, dar omul ăsta e europarlamentar. Ce treabă are el să ne țină cu actualitatea din România? Adică nu zic că nu trebuie că nu poate să comenteze, că nu trebuie să comenteze pe actualitatea din România, Doamne iartă-mă, dar el face gen revista presă, adică e TikToker full-time. Ăsta candidează independent, pare că e certat cu useriștii. Da, a ieșit din USR, nu mai țin minte. Da, nu, e foarte bine că încearcă și că-și face... Zici, și că e vizibil. Un prost care a spamat... Mai țineți de când am avut discuție despre centrale? La tine câte grade sunt acum? Tu câte grade ai în casă acum? Câte grade ai acum în casă? E pură curiozitate. Vreau să știu la câte grade am voie să stau și eu. Deci am trecut de la doar o bluză direct la geacă, să înțeleg. Ok. Până aflu la câte grade am voie să stau la mine în casă. De ce tăsare toată lumea a zis pentru o simplă întrebare adresată pe un subiect care tocmai a fost discutat? E o altă curiositate de-a mea. Am toate gecile pe mine, nu mai înghezi nici la 0 grade, pot să ies să dorm afară. Câte grade ai acum în casă? Dacă cineva îl cunoaște pe omul ăla, sunați acum la poliția locală să vină să-l salte dacă are mai mult de 6 grade în casă. N-ai voie cu mai mult de 6 grade în casă. Sunați la poliție să vină să-l salte. Nivelul de sclavie la care vă spuneți. De asta e că, adică nici măcar nu e că te sclavesc eu, adică din discursul tău pare că eu te sclavesc. Gen tu zici discursul de pare că tu ești sclavul meu, de pare că tu trebuie să faci ce zic eu. Dar nu, asta e, tu te sclavești pe tine însuți. Da, cu alegerile. Zic exact ce am zis de fiecare dată. Cred că o să avem niște rău cel mai mic cu care să votăm. Este ok să fim anxioși în această privință. Eu personal sunt destul de optimist. Again, dacă este să ne uităm în urmă, sunt puțin mai optimist decât la alegerile de acum 10 ani, la alegerile de acum 15 ani și așa mai departe.
totuși n-a mai spălat, totuși s-a mai făcut puțin de tot justiție în România. În schimb, ceea ce vă recomand, dacă și apropo de oamenii care care întreabă neironic cu cine să voteze, pe care mă întreabă pe mine cu cine să voteze, este o întrebare legitimă, pot să o înțeleg, dar cred că această întrebare, adică cred că v-ați răspunde foarte ușor la această întrebare, dacă ați, vreau să fac și niște materiale pe tema asta alături de Teodora, dar la întrebarea asta este un răspuns foarte ușor, dacă înveți puțin despre ce înseamnă alegerile și ce înseamnă posturile pe care urmează să le votezi, să trimiți oameni votați în posturile respective. Uite, apropo de asta, de toată lumea știe cu președintele, e cu președintele pe buze. Că domnul să fie Joana, domnul să fie Simion, domnul să fie... Pentru mine, gen care am învățat la nivel de suprafață, da, adică să nu mă înțelegeți greșit că mă pricep cumva la științe politice. Dar după ce am aflat la nivel de suprafață că președinția în România e gen zero barat, nu înseamnă literalmente nimica, da, ca putere, ca ala, strig, dar nu mă interesează cine este președinte. Sure, are o influență, te reprezintă pe plan extern, dar la nivelul unde contează banii, unde contează puterea reală, unde contează dacă vin jandarmii să te bată sau nu, este puterea aproape zero. Nu e zero-zero, dar aproape zero. Adică că cumva președintele poate să direcționeze, nu e așa, o masă de oameni, da, dacă e popular, da, cum au fost protestele împotriva legilor justiției și așa mai departe. Dar adevărul este că cele mai importante alegeri sunt alea locale și alea parlamentare. Și acolo contează cel mai mult cu cine votezi, de fapt. Și de, în legătură cu... Oh my God, Radu Molnar în chat, ce face omule? Hai să dăm un Overwatch. Widow 1v1, dacă e șmecher. Da, deci în legătură cu alegerile locale, puteți să vă răspundeți foarte ușor. Vă uitați frumos din localitatea în care sunteți dumneavoastră, de oriunde ați fi, vă uitați frumos ce candidați există la alegerile noastre locale. Că asta nu poate să vă răspundă nimeni. Să vă răspundă nimeni. Dacă eu zic că îmi place mie, căcat, nu știu, place mie PNL. Cu ce te ajută pe tine, știi, la alegerile locale, că îmi place mie PNL, da? Știi, apropo de întrebarea cu cine votăm, că nu te ajută cu nimic să afli de la mine cu cine să votezi. Și localele sunt cel mai important, sunt pentru tine, pentru locul în care trăiești tu, sunt cele mai importante alegeri. Da, nici eu nu zic că contează atât de mult partidul la alegerile locale, but it kind of does în multe... Poate nu contează într-un sat, dar în București, de exemplu, contează foarte tare, pentru că un primar al Bucureștiului este, adică în opinia populară așa, este cam al doilea om în stat, primarul Bucureștiului, în opinia populară, repet. Da, adică cât de cunoscut ești pentru oameni, da, vezi Băsescu care a fost primar și pe urmă președinte. Băi, nu am mai jucat Overwatch de ani buni. Păi nicio. Doar îmi testez temperatura la CPU în el. E ok, nicio. Da, scuze găsim cu toții. Domnul Radu. Domnul Molnar. Scuze găsim cu toții. Da? Să facem țara asta mai bună, stăm în spate. Când vine vorba să ieșim în fața națiunii și să dovedim ceea ce am susținut de-a lungul vremii, dacă e ușor să ieșim, cu toții putem, domnul Molnar, cu toții putem să ieșim cu plover, cu Overwatch pe TikTok, da? Să impresionăm, nu-i așa, tineretul, să impresionăm oamenii impresionabili, să impresionăm oamenii care au fost dezamăgiți de sistemul educațional din țara asta. Putem să impresionăm, ia uite, domne, deputatul gamer, ce interesant, el e gamer, ia uite, e de-al nostru, e foarte ușor să facem genul ăsta de propagandă, genul ăsta de demagogie, domnul Molnar. Când vine vorba de dovedit, ne dăm în spate. Ăștia sunt politicienii pe care vi-ați ales, ăștia sunt politicienii pe care eu i-am ales, la rândul meu. Dacă mi-a dat întâlnire, ce că fain, prima săptămână din februarie, să duce să se antreneze. Se duce să-și facă DPI-ul la mouse. Să nu le-au prin surprindere. Ce mai face domnul Barna, domnul Molnar? Bine, sănătos? Puteți să ne ziceți dacă candidează și el... Dacă candidează și el la ceva? Adică în afară să prindă și el vreun loc căldus pe undeva. Doar acolo unde se știe. Nu știu ce se știe.
A, ele europarlamentare deja pe liste. Da, bine, ăștia să trec pe liste la orice. Eram curios dacă vrea să prinde și el vreun... Știu eu, vreo primărie, vreo... Treia cu Smea, nu știu. Asta e propus să-l bați la Overwatch sau să-l dai afară din partid? mai departe, vedeți că v-am mai zis, dar vă mai zic o dată, ăștia de... Dacă aveți rude sau dacă chiar dumneavoastră vă aflați în focurile Bacului, mi se pare foarte nice inițiativa asta de la școala nouă, se numește Bac Planner și practic ești, practic îți face calendar ce să înveți și cum să înveți în fiecare zi până la Bac. Și uite, vezi, e așa împărțit frumos, 15 ianuarie, 16 ianuarie, gelul glad și menul morut. 22-23 ianuarie, Transilvania. 1 februarie, bătăliile de la Kosovopolie, Carnovasă, Rovine, Nicopole, etc. E foarte nice, chiar foarte nice. Mi se pare super cute și mi se pare super cute că este o... este practic o activitate cumva de grup. Deși simți ghidat, nu e așa, prin ce să treci, când să treci. Uite, vezi, la regimul Fanăreț a dat mai multe zile. Și nu este doar la istorie, este și la limba și la literatura română, este și la matematică. Uite, un prof de mate îți explică funcțiile, ecuațiile și operațiile cu matrici. N-am ajuns până aici. Și tot așa, cu calendar, foarte drăguț. Vă las link-ul pentru istorie, dar vedeți că e scena nouă, scena nouă, Back Planner. Toată treaba asta este gratuită? Sigur că da, prieten drag. Și că vedeți că pică blaga, nu mai întrebați în vară ce pică. Vă mai dau un prediction, apropo de știrile astea care au tot apărut, nu știu dacă le-ați tot văzut, cu soția româncă a miliardarului moștenitorul Ferrari. Soția româncă a miliardarului Piero Ferrari, apariție la TV într-o ținută de 500 de lei. Rochia este de pe AliExpress, ne spune doamna. România Gingașul, 31 de ani, soția româncă a lui Piero Ferrari, 78 de ani, a marcat bine, respect. Omul de afaceri care deține 10% în compania Ferrari a apărut la ProTV, unde a surprins cu ținuta purtată, dar și cu dezvăluirile făcute despre căsnicia ei. De asemenea, doamna a mai declarat că ea conduce un Logan. Ea mai declară că ea conduce un Logan. Prediction-ul meu, direct candidat AUR. Asta este prediction-ul meu. Dacă nu AUR, atunci PNL, USR, dar candidat lejer. Lejer. Nu există să-ți faci atâta publicitate. Deci nu știu dacă ați văzut. Dar a fost publicitate originală pe doamna asta. Nu știa nici cu cine e. Și peste noapte toată lumea știa de soția lui Ferrari. De ce a ales să meargă cu Dacia prin București, deși are o avere de 6,3 miliarde de euro? Singura mașină care lipsește în gara. Românca Romina, soția lui Ferrari, locuiește în Italia, însă călătorește deseori în România. Ea investește pe piața imobiliară din România încă din 2016, dar nu vine în București decât doar în interes de serviciu. Piero Ferrari s-a îndrăgostit de țara noastră, iar de curând soția sa, Caterinca asta, italian. Caterinca, stai așa. Italianul Bogătanu fără kilos pe el, moștenitorul Ferrari, s-a îndrăgostit de România. Caterinca de electorale. Asta e Caterinca de electorale. S-a îndrăgostit de România, domnul Ferrari. Asta de merge numai cu avionul privat, s-a îndrăgostit de România, unde n-are unde să aterizeze cu el. De curând soția s-a dezvăluit că cei doi au făcut cele mai frumoase locuri, au văzut cele mai frumoase locuri din capitală de pe bancheta din spate a unei Dacii, în ciuda faptului că pot avea orice mașină din lume. Campanie electorală, prieteni dragi. Iar e de primit o moștenire, ce treabă să aibă cu politica? Nu știu, prieteni, atunci zi tu, de ce atâta publicitate? Asta e doar prediction-ul meu, acum cine poate ști. Dar zici tu mie, de ce atâta publicitate? Ca să nu zic că nu e... Adică asta, Caterinca, asta o facem noi cu s-a căsătorit cu ăla care... Dacă voi credeți că moșarii ăștia, dacă voi credeți că moșarilor ăstora le curge din gură când se căsătoresc cu femei cu 40 de ani mai tinere, adică nu e,
nu e cum să căsătorim ăta cu tactul de cele mai multe ori. Ai prina, ai avocați, ai... Deci nu vă imaginați că românca noastră primește 10 miliarde de dolari când moare el bătrân. Auzi, dar ce sens ar avea că nu e ca și cum îi mai trebuie să devalizeze ceva? Păi asta ce ți-am zis. Exact ce ți-am zis. Că nu este atât de sigur în cele mai multe cazuri, dar habar n-am, cine poate ști. Mă, și dacă chiar îl iubește? Bă, dar am zis eu că nu-l iubește. Dar trebuie să vedem realitatea, nu-i așa, din orice situație de genul ăsta. Cine zic că nu-l iubește? Doamne iartă-mă. Poate să-l și iubească, dar iată și realitatea. E un grup de ăsta de Facebook unde în general jurnaliști, dar nu numai, pun titluri amuzante din presă și mi le mai pune Teodora din când în când pe aici, când îmi face revista presei. Uite, de exemplu, de realitatea.net, da, trompeta aur, zice: de ce sunt mingile de tenis păroase și cât de important este acest lucru? Și comentariul la această poză: la fel ca în viață, frizura este importantă. Presa din România, prieteni dragi. Tenisul este al patrulea cel mai popular sport din lume, cu audiențe record în perioada marilor turnee de Grand Slam, cum ar zice CTP. Dar te-ai întrebat vreodată de ce mingile de tenis sunt atât de diferite față de mingile din alte sporturi? Și pentru că sunt atât de păroase, cum se fabricau la începuturi? Poate mulți vor fi surprinși, dar tenisul sau sportul din care se trage este documentat încă de acum 900 de ani. Mingea era confecționată din piele sau pânză umplută cu cârpe sau păr de cal. Pe măsură ce popularitatea... La fel de importantă este și coafura mingilor de tenis. De fapt, este cea mai importantă caracteristică. Dacă mingea de tenis n-ar avea liniile de coafură în puf, viteza pe care ar atinge-o în momentul ofirii ar fi atât de mare încât nici nu ne-am putea imagina jocul. În termenii fizici de liceu, efectul se numește rezistența aerodinamică și implică legile frecării. Aceste caracteristici combinate cu legea ale fizicii explică și efectele pe care mari jucători le fac spre deliciul spectatorilor, precum top spin-ul și back spin-ul. Bă, ai aflat ceva sau nu? Cine a sponsorizat asta, bă? Asta e scris de un AI, dar un AI care rulează pe Pentium 2. Dar, sincer, nu înțeleg de ce n-au băgat AI în toată presa asta de tip click, de făcut click-uri, de click farm. De unde știi că nu e deja AI în tipul ăsta de presă? E posibil să fie, dar ăla nu părea, de exemplu, ăla de mai devreme nu părea. Că îți dai seama după cum sunt scrise, I guess. Plus că au și citat sursa de la... la un paragraf. Deci dacă e, dacă e cineva aici clasa 6 și are nevoie de un referat interesant la fizică, puteți să-l luați pe ăsta. De ce sunt mingile de tenis păroase? Am uitat să citesc asta de la domnul Simion. Procurorii din Ialomița l-anchetează pe George Simion pentru coruperea alegătorilor. Sursele spun că ar fi vorba de caravanele medicale ale AUR. Poliția din Ialomița a trimis marți Parlamentului o solicitare privind identificarea a 4 dintre liderii AUR care ar fi implicați într-un dosar penal de corupere a alegătorilor. Dar problema e că poliția din Ialomița nu este deloc aliniată cu Ministerul Afacerilor Interne de la București. Că ministerul le-ar fi zis: băi, ce faceți? Stai noștri ăștia, vă rog eu frumos. Da, și ăștia, pe ăștia i-a mâncat în curs și au făcut cu dosare penale. Nașpa. Sursele judiciare au declarat pentru Digi24 că este vorba despre un dosar înregistrat la parchetul Slobozia și care vizează caravanele medicale ale AUR, cele prin care oamenii lui Simion umblă prin țară și oferă analize medicale gratis în speranța că vor obține în schimb voturi. Dădea ochelari gratis cu sigla AUR? Nu cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Am găsit-o pe bunica mea cu ei la ochi? Nu pot să cred. Ochelari gen de vedere? Nu cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Dă poză, da. Am mai auzit și asta cu ochelarii undeva, dar nu știu dacă nu cumva tot prin chat pe aici sau la Alex, lol. Caut acum și trimit, ia. Ok, nu am găsit ceva mai bun. La primul domn are în piept o pereche de ochelari cu ramă galbene exact cum avea bunica. Păi și sunt de vedere, cred că sunt de soare. Vă mulțumesc că sunteți aici alături de noi. A fost o zi care a început pentru... Andrușac. Și de la 90 de consultați. Oameni care sunt acum în spatele meu și puteți... Lună și jumătate și a început călătorie locuințele lor. Spitalul mobil. De ce e blurat? De ce? Ca să nu... ca să se supună legilor. Doamne. Link ochelare aur. Oh my god, chiar sunt. Și sunt de aia gen de supermarket, man. Au pe ei minus 2. Man, sunt de aia de supermarket.
Arată cam Kanti, așa este, da. Our Vision. Că arată cam bine. Isn't this illegal? Probabil au verificat, deci probabil că nu. Probabil au și făcut consult înainte. Mai departe, site-ul Ebihoreanul. Site-ul Ebihoreanul pe care intuiesc că îl citește Lengel. Polițist jefuit în timpul unei intervenții. A rămas fără pistol și muniție. Unui polițist i s-a furat pistolul din dotare în timp ce intervenea împreună cu colegii săi pentru a opri un scandal izbucnit în fața unui local din județul Hunedoara. Îl luare nevinovată că ăsta nu făcut nimic. Basta, spune-ți o viață. Alegiule, n-ai fost în stare să ții pistolul la tine. N-ai fost în stare să ții pistolul la tine, că ți l-au furat. Lasă-o, ce faceți, bă? N-ai fost în stare. Pentru voi, pentru voi, urcați la voi. Să vedeți cum scădeți din funcție, că l-au furat pistolul. Hoțul, un localnic în vârstă de 46 de ani, a fost reținut câteva ore mai târziu alături de alți doi participanți la scandal. Cu toate acestea, pistolul nu a mai fost găsit. E fără pistolul, man. Agenții au fost agresați în timpul intervenției, iar uneia dintre agenții a fost furată centura tactică din dotare care îi se desprinsese de la brâu, în care se aflau pistolul, muniția, un spray lacrimogen și un baston telescopic. În imaginile filmate de martori și apărute ulterior pe internet, se aude cum unul dintre martori îl condamne pe polițistul vătămat. Nu ai fost în stare să ții pistolul la tine și ți l-au furat. Și că cu aia poliția română tocmai a pierdut un pistol. Poliția română pierde constant pistol. Au mai fost 15.000 de cazuri de genul. Sunt curios dacă apare pe OLX să căutăm. Pistol, ok, știi ce. O să găsesc numai de alea de jucărie. Exact, până la urmă pistolul ăla era cumpărat și din taxele oamenilor care l-au luat, corect. S-a întâmplat la mine în localitate. Zi să mor tu, ai tu pistolul? Să mor tu dacă ai tu pistolul. Vezi că dacă e de la Carpaz, nu mai trage de mult, stai liniștit. Zice, nu. Dragi consăteni, înainte de orice altceva, scurt, nici nu e un moment, scurt, hashtag ad, hashtag sponsored, vreau să fac joi un segment, joi sau marțea viitoare, nici nu mai știu, vreau să fac un segment în care sunt din nou agentul dumneavoastră imobiliar. Este pentru o colaborare cu Storia. Vreau din nou să fiu agentul dumneavoastră imobiliar, dar acum pe bune și nu în personajele făcute de Bușu. Așa că îmi puteți trimite la adresa firefanmail@gmail.com un chestionar de genul acesta. Nu trebuie să-l respectați în tocmai. Nu trebuie să-l respectați în tocmai, dar m-ar ajuta să știu de cumpărat sau de închiriat, în ce oraș, în ce zonă, dacă aveți o zonă preferată, în ce buget, dacă aveți un buget anume, ce număr de camere, dacă aveți o preferință în zona asta și dacă aveți alte dorințe speciale pe care vi le pot satisface. Intuiesc că mă voi ghida destul de mult după zona asta de dorințe speciale, ca să nu ne uităm la exact aceleași apartamente constant. Dacă vreți să fie poate bloc nou, bloc care să nu cadă cu dumneavoastră, poate aproape de metro, poate cu balcon deschis, cine poate ști, dacă doriți să fiu agentul dumneavoastră imobiliar în România, cam, nu mă bag în Amsterdam, mulțumesc, nu mă bag în Amsterdam. Dacă doriți să fiu agentul dumneavoastră imobiliar foarte pe scurt, puteți să luați cu copy-paste frumos, vă las în chat și să trimiteți la adresa de mail firefanmail@gmail.com. Vă las copy-paste în chat. Sunt aici să vă satisfac dorințele imobiliare. Puteți să trimiteți just for fun, chiar dacă poate v-ați găsit, dar o să încerc să selectez oamenii cărora poate le este mai greu să-și găsească ceva destul de specific. Chiar nu e în considerare Amsterdam. Băi, uite, o să vorbesc la Storia și o să-i întreb: hei, salut, bună ziua, nu vreți să vă extindeți site-ul de imobiliare și în Amsterdam? Îi întreb eu. Și să vedem ce zic. E ok contractual pentru Storia dacă mă prefac că sunt o doamnă vlogăriță cu palat în Ilfov care își... Ce? Nu știu despre ce vorbești. Nu cred că este.
Trimiteți și facem segmentul ori joi, ori marțea viitoare. Vedeți că ăsta doar vrea să-și aducă vecini tineri în drumul taberei, nu? De ce ai zice asta în legătură cu, în legătură cu blocul de octogenari? Bă, sincer mă întrebam și eu când o să se ajungă în România, ai zis cineva ceva de Trâmbițaș. Sincer mă întrebam și eu când o să se ajungă în România la combinațiile de le facă ea în state cu asking price. Nu știu dacă știți, dar în state, cam la orice în orașe unde este criză de locuințe, you have the, gen ai the asking price, adică cât cere, da? Tu ceri, să zicem la noi, 100.000 de euro pe un apartament și ăla e the asking price. Și de acolo începe o licitație. De acolo începe o licitație și tu poți să primești 130.000 pe apartamentul ăla. Dacă e bătaia destul de mare. Crazy shit. Trâmbițașul zice că nu e licitație, că trebuie să-i lase pe toți să facă o ofertă. A făcut deja asta el, a pus un apartament la 100.000 și a zis că proprietarul voia 120.000, dar dacă pune prețul de pornire 100.000, o să fie cineva care o să plătească mai mult. Tare, frățioare, știi ce? Șmecher. Șmecher. Voi comentați și alții se îmbogățesc. Cât voi sunteți proști și comentați. Și de mine a tras agent imobiliar să dau mai mult. Zice că proprietarii deja au primit o ofertă și au bătut palma, dar dacă vă place așa de mult apartamentul, sunt sigur că ar accepta o ofertă mai bună de la voi. Ai, 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 ai. O să facă, vă zic eu ce se întâmplă, că așa se întâmplă peste tot. O să-și oardă așa, o să se îmbogățească 5 de ăștia, o să facă carasul mare, o să se ducă toți copiii să se angajeze în imobiliare și să fie din ce în ce mai jegoși. Da, adică cu tupeu de agent imobiliar o să fie din ce în ce mai jegos. Ca așa se întâmplă în orice industrie asta care bubuie. Da, ai niște unii care s-au îmbogățit, vede lumea că s-a îmbogățit și vine toată lumea în industria respectivă. Da, mă refer la industrie de tip combinații, la gen cum sunt imobiliarele. Și să-ți vină numai ăștia post-adolescenți care o să fie din ce în ce mai jegoși în piață și ce o să se întâmple, o să vină statul să zică. Și nu o să vină statul, nu mă imaginez că o să vină statul să fută în gură așa de zi, rechini imobiliari. Nu, o să vină să zică, băi, asta e un pic așa, că avem proteste în fața primăriilor, în fața guvernului, că e criză de locuire. De locuire. Ia stai așa. Și o să-ți vină și o să-ți intre statul în piața imobiliară și poate o să plângă și văd deja peste, trecu știe peste câți ani. O recesiune ne desparte. O recesiune originală, adică ca lumea ne desparte. Și o să vezi cum o să plângă. Ce caută statul? Piața liberă! Lucru care s-a întâmplat deja în toată Europa. Ci că criză de locuințe, eu zic că o să fie goale. Tu te pricepi, omule. Tu te pricepi. Tu ai niște cunoștințe. Da, frățioare, faimoasele orașe care sunt goale. Toate orașe în această lume care sunt goale. Orașe peste orașe care sunt goale. Da, men, da, normal că e vrăjeală, să nu puneți vreodată botul, come on. Come on, come on, come on, come on. E vrăjeală originală asta cu... nu, mai este, da, este un altul care el e mai prost și dă 5.000 de euro în plus. Dacă vrei și dacă vă plac proprietarii. Dacă dați dumneavoastră 4.000, vi-o dă dumneavoastră. Vrăjeală, men, come on. Exact cum au zis doi, unul după altul, că te sună după o săptămână să zică totuși nu vreți să o luați la prețul la care țesem. Era vorba mai mult de orașele mari. Nu o să construiască la infinit. Asta era ideea. Ce înseamnă la infinit? Ne referim la ce timespan ne referim? Că eu mă refer la timespan-ul cât o să fim noi în viață. Cât o să fim noi în viață, o să se construiască în draci. Lucru care se întâmplă peste tot. La ce timespan te referi? Gen peste 150 de ani? Peste 250 de ani? Nu o să se mai construiască atât de mult? Nu, dar se construiește în continuu. Literalmente se construiește în continuu, peste tot. Din SUA până în Europa de Vest până aici, se construiește în draci. Unde nu se mai construiește exact? Hai, poate în Europa de Vest că ești mai limitat, că ai niște legi mai draconice pe tot ce înseamnă area metropolitană și regimuri de înălțime și așa mai departe. Dar despre ce vorbești? La noi, literalmente, s-a construit în ultimii 10 ani drumul taberei, cred că și-a dublat numărul de blocuri în ultimii 10 ani. La câte blocuri s-au făcut, mă rog, drumul taberei și zona înconjurătoare, Ghencea. Mă refer la toate blocurile comuniste. Ce o să se întâmple cu ele? O să locuiască lumea în ele, așa cum se întâmplă și acum. Despre ce căcat vorbești?
Cum adică ce se întâmplă? O să locuiască lumea în ele la fel cum locuiesc și acum. Ăia New York, dracu, dau afară clădire întreagă de locatari ca să poată să renoveze, bă, nu e doar în New York, e peste tot. Dau afară tot blocul, îi zboară ca să poată să renoveze, să dea mai scump la chirii. Ce se întâmplă? Asta se întâmplă. Sunt locuri goale, pentru că prețurile sunt destul de scumpe, dragi, da, omule, da. Stau apartamentele goale. Bate vântul prin apartamente, prieten drag. Da. Știi pe unde bate vântul? Bate vântul pe la ăștia care nu le-au terminat. Care au zis că merge la nesfârșit să cer 200.000 pe un apartament în București. Acolo bate vântul, ăștia nu le-au terminat. Și pe care nu vor să le mai... adică de l-au terminat și nu au apucat să le dea la prețul de acum jumătate de an. Stau într-un residence din ăsta și 20% din apartamente stau goale, că au zis oamenii că fac combinații cu aprecierea și au pus anunțuri la 170.000, două camere, de un an stau listate așa. Păi asta zic, da, adică sunt ăștia care au construit relativ recent și au prins căderea asta în care nu mai cumpără nimeni de jumătate an, un an încoace. Acum un an se cumpărau zi, să cumpăram pipera cu 300.000, două camere. Despre ce vorbim? Că dacă ar sta atât de multe goale, ar cădea piața. Lucru care nu s-a întâmplat încă, adică a căzut doar... Planorama, doamna Ghica stă gol din 2007, că au plecat cu banii și nu au terminat niciodată blocurile. Păi, cum altfel poate să stea dacă nu gol în niște blocuri neterminate? Cum altcumva ar putea să stea dacă nu gol, atât timp cât sunt niște blocuri fără pereți? Ca să înțelegi la ce se referă persoana asta. Stă gol din 2007, da, că n-are pereți, de-aia stă gol. Astea zici că stau goale? Bă, e drept, frățioare. E drept, frățioare. Cam stau goale. Cam stau goale astea, da. Ia uite. Da, nu înțeleg de ce stau goale. Pentru cine nu știe, ăsta este una dintre cele mai mari țepe de imobiliare din București. Au terminat un bloc, dacă nu mă înșel. Cred că au terminat un bloc, da, iată-l, au terminat un bloc și pe urmă au mai făcut, au vândut apartamente pentru cele trei blocuri, sau câte dracu sunt, și au fugit cu banii înainte să termine orice. Gen pe ăsta l-au dat în recepție All Good și restul țeapă și au fugit din țară. A, blocul a fost terminat din banii locatarilor? A, ok, my bad. De ce nu prea stat o astfel de locuințe și să le continue ei? Bună întrebare! Din cauza faptului că trăim într-un sistem absolutamente jegos, în care există zero putere a primăriilor pentru genul ăsta de intervenții. Literalmente nu, gen, e fix aceeași poveste cu Nicușor Dan și cu ONG-ul lui. Că nicio putere, că te dai în judecată până nebunești și nu câștigi niciodată nimica. Nu e așa? Că tu, deci vine primăria, îi fură terenul ăsta și ăla vine și zice, ce faci, doamne, mi-ai furat terenul? Păi am plătit pe terenul ăla, uite actele. Bă, e mult mai complicat de atâta, dar basically cam asta e. Și ai zice, păi cumva apare cinstit. Și pe urmă vezi toate cazurile de genul ăsta și se face rău. Uite cum e jegul ăsta, vi l-am mai arătat odată. Asta. Dita-i blocoiu în mijlocul Bucureștiului la doi pași de Calea Victoriei. Aici e Calea Victoriei. Blocoiul ăsta, tot așa, terminat și nu mai știu care a fost... Mamă, cât de vechi e ăsta, 2009. Holy fuck! Da, terminat, 16 etaje, nu știu cât dracu are și nu mai știu care a fost scandalul de corupție. Dracu știe ce tipologie de... Uite, acum o să caut, că sunt curios. A, da, că au cu asta, cu limita de... că e construit ilegal, că zic, că l-au înălțat super tare. Un bloc ilegal de 19 etaje din centrul Bucureștiului, situat la așa, care nu a fost niciodată dat în folosință, terenul blocului a fost deținut de fondul de investiții american Miller Global, fiind cumpărat în 98, iar dezvoltatorul proiectului a fost Willbrook Management. Proiectantul clădirii a fost arhitectul așa, proprietarul inițial a fost miliardarul israelian Eyal Ofer, prin Millennium Building Development, firma care a construit și blocul Millennium Business Center, abandonat din 2009 în urma unui incendiu. A, ăsta e ăla de la Armenească? Nu de la Armenească, de la Furișorul de Forgen. Imobilul este construit ilegal, primarul Sorin Oprescu a tergiversat demontarea imobilului până în 2015,
În data de 11 septembrie 2015, Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv și revocabil cererea de suspendare a executării silite. Iulie 2022, primarul general al Bucureștiului Nicu Șordan a semnat decizia de demolare a clădirii, după ce primarii precedenți au evitat subiectul. Primarul sectorului 1, Clotid Almand, și-a arătat susținerea pentru demolarea clădirii. Dar știi, asta e, din punctul meu de vedere, asta e tragic, că gen, nu poți să o iei să o folosești tu. Că adică eu cu primăria, adică ok, arată ca pula, au făcut 16 etaje, ok, bine, dar gen, eu își fă o instituție. Eu își fă o instituție de stat și dă o altă clădire pentru altceva mai bun. Probabil nu e ok de PDV structural. Nu, au avut ceva scandal cu biserica de aici, de lângă. Și oricum 19 etaje? 19 etaje la regimul ăsta de înălțime? Tu vezi ce caterincă? Tu vezi ce caterincă? Ai aici un bloc de cât e ăsta? 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci aici un bloc de 8. Și în rest sunt numai case și blocuri mici. Și ăsta de 19. Dă-o în pizda, mă, și aici e calea victorii. Iar dacă catedrala în judecată că e prea înaltă și pune presiune pe pământ și afectează structura catedralei, da, cred că. Da, cred că. Echii n-au dat aia șpagă. Hai. Da, măi, Slăvoc suge 3v3, dar întrebarea e de ce i-au dat în judecată? Tu chiar crezi că i se rupea bisericii de structurile de rezistență? Întrebarea este de ce i-au dat în judecată? Come on, și cât ai născut ieri? Așa, hai te românul! Românul adevărat 17 ani și un vis. Așa, și ce dacă e înalt? Așa și așa și așa. Așa și ce dacă e înalt? Că n-am înțeles, caipul ăla. What the fuck. Oh my god. Cât e? Doamne Dumnezeule, cât ai zis că are? Cât ai zis că are? 24? Doamne, iartă-mă, diabolic. Îmi place că nici un bloc de 8 etaje nu mai e prin jur, sunt numai de 4 etaje în jur. Tare, frățioare. Șmecher. Așa și? Ăștia care n-au văzut în viața lor lumina soarelui. Ce și ăsta și-a pus aluminiu. Unde-ți bate soarele, frățioare? De unde-ți bate soarele? Nu vreau să o doxuiesc, dar aici stătea o cântăreață autohtonă și și-a băgat jacuzzi pe balcon. Așa, și? Dacă nu mă crezi, dar pe site-urile de imobiliare, că visul meu dintotdeauna ar fi fost să stau lângă Cismigiu. N-ai cum să stai lângă Cismigiu, că cade tot. Că cade tot lângă Cismigiu și astfel găsești la Cismigiu, ai bloc de 10 etaje. Bloc de 10 etaje, vezi în zi, ai parcul. Zero vecini, doar parcul în față. Căcat, 400 de euro, două camere. Pentru că cazi, mochi, it's done, adio. Da, Cismigiu, pentru cine nu știe, din București, centrul centrului. Blocul ăsta, balcon deschis, te uiți în parc. Aici vara, când e totul, de fapt ce aici e vara? Da, verdeața e curat, bam, bam, bam. Blocul ăsta e la pământ și găsește aici, e și de garsoniere, dacă nu mă înșel. Cred că majoritatea de garsoniere. Garsoniere 300 de euro găsește aici, în mijlocul Bucureștiului, cu vedere la parc. Că mori. Deci lasă-mă, când zici mie că stau copii de bani gata în blocurile astea. Nu, stau fix oamenii care au nevoie să stea în blocurile alea. Că copilul de bani gata nu stă să moare la cutremur. Mai înțeles greșit, nu asta am vrut să zic. La modul că o să zică că stau la mătușa lor și nu sunt chiriași propriu-zis. A, da, bine, sure, că bagi la negru, da, ok, dar dacă chiar vor să-i verifice, o să poată să-i verifice. Dacă chiar vor să-i verifice într-un mod sau altul. Da, adică oricum nu e de parcă zi, nu e de parcă nu stă toată lumea la toată lumea, adică că stau o cărcă de oameni la negru. Adică încă mai auzi o cărcă de chiriaș care oferă să nu facă contract la ANAF și așa mai departe. De ce refuz să citești când îți explică omul ăla? Poate pentru că nu mă uit în chat constant. Refuz să citești. A, operația! A, și ca de obicei aveți pentru asta ce ziceam cu riscul seismic. Astea sunt toate cele care sunt expertizate.
Și în drumul taberei aveam, da, ăsta, ăsta e praf. Dă-mă, nene, așa. Anul expectizării 2017, riseismic 1. Care cam zice că cade. După cutremur.ro, dacă vreți să verificați. Dar nu uitați faptul că acea hartă îți indică doar blocurile expertizate. Sunt foarte multe blocuri care în mod evident o să cadă și care nu sunt expertizate sau care au cu siguranță un grad, un risc seismic ridicat și care nu au fost expertizate. Adică în centru sunt o grămadă neexpertizate care evident, știi, de alea bloc interbelic de pe care deja se vede cărămida pe toate părțile. Așa, vreau să văd de ce ia hate Eva Măruță. Am văzut doar niște TikTok-uri random și încerc să înțeleg care este faza și am văzut acest video și am dat click pe el, vreau să ne uităm împreună. Este de la Player, nu mai văzut pe omul ăsta. Salut! Astăzi nu o să mai fiu hater, ba chiar o să fiu contra-hater. Hai să vedem cine sunt personajele negative aici. Familia Măruță e o mașinărie de făcut bani din entertainment și reclame. De mult timp, iar pe lângă cariera Andrei în muzică și a lui Cătălin în televiziune, acest cuplu aparent exemplar de vedete au luat decizia să-și expună copiii pe Eva și David la această lume a showbiz-ului. Și nu numai că ni i-au prezentat gemna, copiii noștri, ăștia sunt, gata, carierele noastre rămân ale noastre, copiii fac parte din viața personală. Ne. Hai să-i facem vedete, hai să le facem conturi de social media unde să le aranjăm contracte de publicitate cu branduri. Așa s-a ajuns ca Eva Măruță să aibă sute... Cât? 537K? Eva Măruță? That's crazy. De mii de urmăritori, la 8 ani. Asta nu prea putea să fie benefic pentru un copil. Supraexpunerea asta nu e bună nici pentru oameni majori în toată firea. Există un cont de YouTube pentru Eva Măruță cu 257.000 de abonați pe care se postează din 2019. Bro, de când Eva avea 3 ani, ei au făcut canal de YouTube. Și tot atunci putem vedea pictorialul cu Andra și Eva pentru revista Viva și publicațiile astea, ce tip de conținut livrează și pe cine bagă în seamă, mă rog. Nu mă pricep la copii, vă spun sincer, dar expunând un copil de la 3 ani la blitz-uri, camere, atenție, supraexpunere plus faptul că părinții sunt niște vedete și se poartă ca atare, poate să fie o cauză pentru comportamentul copilului lor, nu? Caricaturile. Hai, de chine auza că întârziam și mi te lasă părul, hai. Ce-mi plac, ce-mi plac toate astea de ți-l joacă, ți-l joacă asta pe Măruță. De ce își ia Eva Măruță atâta hate după apariția în Tati Part? Poate pentru că are 8 ani și nu-i ajungi cu prăjina la nas, oricine-i fi, face mișto de tasul. În propriile lui istoriuri, săracu, că a ajuns să-mi fie milă de Măruță, că face fiza mișto de el. Să fă asta, lui mai ajungi cu prăjina la nas la copilul ăla. Lor, nu? Caricaturile. Hai de chine auza că întârziam și vreau și mi te lasă pentru, hai. Acum vă întreb, cât de supărat să fii să acuzi un copil de 8 ani că e arogant și antipatic? Man, căutați și voi problema reală. Poate părinții gen, poate de fapt de vină este domnul Cătălin Măruță, care promovează la podcastul lui cele mai toxice personaje din online-ul românesc, gen Cezar Ionașcu, iar pe la emisiunile eu de la ProTV invită alte personaje care distrug vieți efectiv, gen terapeuta Anca Maftei, implicată într-un scandal imens legat de metodele ei dubioase de terapie. Astea sunt motive de discutat și numai bune de aruncat cu hate. În schimb, în loc să fim... Da, un player, dar nu știam, frate. Bă, player, de unde era să știe el, mă, frate? Supărați pe domnul Cătălin Măruță, mii de oameni sunt revoltați că Eva Măruță a fost aleasă să joace în rolul principal din filmul lui Bromania, Tati Part-Time. Petițo, vezi să ai grijă cum vorbești cu mine, nu-mi trage deșire, tu l-ai înțeles? Vezi că azi ai fost foarte obraznică și ai depășit orice limita bunului simț, nu? Chestia asta mă fascinează, apropo de... Mai ascultați o dată. În loc să luăm la Măruță că își folosește platforma de vedete să promoveze oameni care dau niște țepe, care provoacă rău altor oameni, publicul e supărat pe Eva Măruță că joacă într-un film. Ok, mă rog, de ce e lumea așa supărată? Pentru că ar fi un caz de nepo baby, adică de nepotism. Domnule, dacă nu era fiica lui Măruță, nu juca în film. Bă, poate, nu zic... Lucru care este gen... Da, mega evident! Așa este, normal că dacă nu era fisa lui Măruță nu juca în film. Evident, dar gen, asta e toată industria. Gen, așa e toată industria și de asta este penal, adică, că asta m-a enervat, că de asta este penal să spice
zi, să te enervezi atât de tare pe un copil. Bă, mor, și mă uitam la TikTok-urile alea și erau oameni care ziceau, domne, dar ce casting a făcut, a, pentru rolul ăsta? Sigur erau copii mai talentați out there. Da, of course, of fucking course, dar asta e gen toată industria. Și este penal să te superi pe un fucking copil când, gen, apropo de filme făcute de Bromania, poți să-mi zici și mie, poți să-mi zici și mie, de, gen, să-mi zici ceva despre acești doi actori? Acești doi actori care au apărut în aia de păcănele de la Specbet. Puteți să-mi zici și mie, gen, cine sunt acești doi actori? A, nici măcar nu sunt actori. A, adică știai conceptul ăsta și alte atâtea filme care sunt făcute gen ăsta, dar mai apărut în 15 de alte filme, care n-au nicio treabă cu actoria și se vede că n-au nicio treabă, adică se simte de pe toate părțile că n-au nicio treabă cu actoria. Aici s-a găsit nepotismul la copilul ăla? Adică da, normal că e nepotism, dar asta e gen toată industria și în afară și peste tot. Și nu zic, adică da, așa, e în mod evident că e benefic să vorbim împotriva acestei tipologii de nepotism jegos. De ce n-am avut acest discurs când vorbim de ăștia doi sau de Shelley sau de... Că ce, pentru că i-au dat banii automat, sunt și actori sau? Adică cam am și asta e gen peste tot. Da, efectiv, că acum și-au dat, da, exact, da, zice bine aici la ori pâlă, mă. Cred că efectiv și-au dat seama că așa funcționează industria și își vag să nervi acum pe acest copil. Dar gen, fuck, ai Codin Maticiuc și tu îți nervi pe Eva fucking Măruță, un copil de 10, cred că de 8 ani, când există Codin Maticiuc pe această lume? A, da, cu asta, cu statul, zi... Alea de la Five Gang nu sunt făcute cu AFCN, cu statul? Shelley e actor și eu nu știu? A, nu e? Ok, bun. Păi și atunci despre ce mai vorbim? Nu, și nici nu mă interesează dacă are talent sau nu. Pentru că filmul lui Bromania este o investiție privată, din banii lui Bromania și din Ailu Măruță, din ce am înțeles că ar fi coproducător. Nu e din banii mei și cel mai bun mod de a-ți arăta nemulțumirea față de un produs e să nu-l cumperi. Da, normal că e și nepotism la mijloc, însă nu ai ce face. Dacă era un film din banii publici sau altceva, era de înțeles. Aici nu poți să-i spui lui Bromania ce face cu investiția lui. Cel mult poți să-i spui că filmele lui sunt de căcat, ceea ce e adevărat. Și în plus, de Nepo Babies din politică nu a zice nimic, că sunt odrasle de politicieni pe toate funcțiile din țara asta, se angajează mereu oameni pe nepotisme și totul pe banii noștri, de asta nu mai zice... Da, cred că se facă și despre asta, nu cred că e o schimbare de subiect, dar e gen cama mea, că asta e gen la orice pas, de, ia orice film din lume, ia orice din lume, bă, astea făcute filme de tip, filme de tip money grab. Mircea Bravo. Mircea Bravo e actor? A, nu e. Ok, bun. Și ce așa mai departe. Bunica lui Mircea Bravo e actor? A, nu e. Ok, bun. Adică, come on, asta e peste tot. Dar asta mi se pare absolut penal să-ți vezi negri pe copilul ăsta acum. Acum te-ai trezit de conceptul că nu există casting. Normal că nu există casting. Și dacă era cu bani de la statul, nu exista casting. Sau exista casting și era la mișto. Și zicea, păi da, Eva Măruță a fost pur și simplu cea mai bună. Și gata, s-a spălat pe mâini. Nimic, mă, că, na, nu devine așa viral ca un scandal cu familia Măruță. Ne americanizăm și noi, cum în SUA sunt articole despre Nepo Babies și Kanye postează despre copii și la noi apar personaje puse pe scandal cu postări despre Eva Măruță. Știți voi, perioada Threads. În SUA se vorbește oricum de mulți ani despre nepotismele din filmele de la Hollywood, dar cum la noi trendurile ajung mai greu, am ajuns ca în 2024 să avem oameni în toată firea care înjură un copil de 8 ani pe net. Da, adică, nu zic, adică n-ar fi avut sens filmul Five Gang fără Five Gang, adică nu zic că e gen... ceva, whatever, greșit în sine. Dar zic doar că este fucking penal să te idă Eva Măruță că acum te-ai prins că să bagă vedete prin filme ca să vină lumea să dea bani și să creeze genul ăsta de controverse. De vedeta de la Iulia Albu cu sursa fanatic.ro. Oamenii ăștia sunt așa închiși în bula lor de vedete încât sunt șocați că lumea îi acuză de nepotism. Pe mine m-a amuzat foarte tare când am zis aia, păi, dar cum, de ce aș cateva dată casting a fost, e nepotism, știi? Oamenii nu înțeleg că e un produs privat. În primul rând nici nu cred că au văzut filmul. Dar stai un pic, e un produs privat, adică niște oameni au hotărât să facă un scenariu și să-și aleagă ei actorii cu cine să fie în filmul ăsta. Nu e la stat, adică nu e de la stat. Nu e de la firmă, nu e. Exact ca cum mi-ar zice, dar voi la pensiunea voastră de ce l-ați luat pe Smiley și pe Fodor și n-ați făcut casting, cine să mai fie asociat la voi? Aprofit de acest context, că eu chiar sunt foarte Nu, ani de zile de când aveau 3 ani, iar acum lumea le dă hate pentru că sunt aroganți? Wow!
Nu se poate. Măruță e și genul care nu știe să primească o ironie și o caterincă. Nu vă mai luați atât de în serios, domnule Măruță. Face rău la sănătate. Plus că lucrând la ProTV, acolo mereu s-a încercat proiectarea imaginii de, nu știu, glossy, de vedete impecabile care strălucesc în lumina reflectoarelor. Și producția filmului e de-a dreptul șocată de reacția publicului. Sincer, și la ce m-a durut cel mai tare? M-a durut când am văzut că s-a luat de Eva. Deci nu m-a durut vis-a-vis de mine nimic de ani de zile. Dar îți dai seama, legat pentru mine cum a fost chestia, da, asta? Și vreau să te întreb, sincer. Pentru că pe mine, până la filmul ăsta, eu nu m-am enervat la comentarii până am văzut comentariile către eu, Eva, pentru răspuns, că eu deci nu mi se pare am văzut că am văzut copii, i-a răspuns. Și pe eu, pentru că, cunoscute. Eu pentru că m-am îndrăgostit de ea ca om și ca fetiță și am zis, Doamne ferește, de ce bine ar fi să mai avem copii de genul ăsta. Când am văzut ura gratis către ea, m-am înflăcărat cum înflăcăram la mine la început, efectiv. La ce vă așteptați, mă, oameni buni? Veniți puțin în realitate. Sunt toți atât de sinceri cumva șocați. Eu nu cred că joacă chestia asta. Cred că ei chiar se așteptau ca lumea să zică, vai, ce frumos! Bine că ați băgat-o pe fiica lui Măruță să-ți joace rolul principal în acest film. După cum am spus, nu mă interesează, dar mi se pare chiar amuzant cum o joacă bro. Eu n-am nicio... Eu nu cred că trebuia lumea să se inflameze, pentru că este un alt film de duzină ca toate filmele de duzină pe care le-au scos ăștia în ultimii 5 ani. Adică nu înțeleg de ce s-a aprins lumea pe acest film specific. Când, repet, sunt 18 filme cu Codin Maticiuc în ultimii 5 ani. România aici. Sper că o joacă. Nu știu dacă e serios sau nu. Mai există și știrile astea care par plătite pentru a ridica în slăb talentul artistic al Evei Măruță. Despre Eva Măruță, care și-a făcut recent debutul în cinematografie. Copila a interpretat primul ei rol într-o producție românească și pare să-și fi descoperit adevărata pasiune. La prima vedere, Eva Maria Măruță este o copilă ca oricare alta, însă puștoaica de numai 8 ani ascunde un talent artistic uriaș pe care nici chiar celebrii ei părinți nu-l cunoșteau foarte bine. Da, oamenii ăștia chiar trebuie să mai iasă din bula lor de vedete. La fel cum și noi în online ar trebui să ne mai uităm cine e vinovat pentru o situație și să nu mai aruncăm aiurea cu Eva Măruță și Caius Covrig injurii în copii care nu au nicio vină. Vreți să vorbim de nepotisme? Hai să vorbim de nepotisme care ne afectează viețile. Vreți să dați un hate lui Măruță? Vedeți că face podcasturi și emisiuni cu oameni. Da, total de acord. Zice foarte bine omul ăsta. Efectiv. Ce nu zice? Adică și e o discuție interesantă de a avut nepotismul din cinematografie. De acord. Dar una e să ai o discuție despre nepotismul din cinematografia românească și în general din toată cinematografia, că sunt 10 familii în tot Hollywood-ul, sunt literalmente 10 familii. Deci una e să ai o discuție despre asta și alta e să zici, Eva Măruță, Băgămiș! Oameni care chiar afectează. Cristi Pulhac, fostul fotbalist de la Dinamo, a jucat în 3 filme și noi ne ocupăm de un copil de 8 ani, da? Da, mă, știi ce? Viața altor oameni. De ce să ne consumăm energia să criticăm un produs, un film, din bani privați, care e fix decizia lui Bromania și riscul lui? Și, sincer, decât filme sponsorizate de cazinouri, prefer să aud că Eva Măruță e în rol principal. E mult mai puțin grav. Și plus ar trebui să existe naibii o lege prin care să nu ai voie să-ți transformi copilul în persoană publică la 4-5 ani. Sper că în timp o să devenim puțin mai înțelegători și o să ne canalizăm energia spre personajele care chiar fac chestii rele pe internet și în viața reală și nu o să mai înjurăm copii și să avem igrasie la creieri, să le dorim moartea unor copii. Cât despre film, nu știu ce să vă zic. Că asta e amenințare cu moartea omului. Da, nu total de acord. Și Fire a jucat într-un film dracu, de asta de ce nu se vorbește, filmul ăla când era pe bancheta din spate, ăla este un serial, prieten drag, dar da, și eu sunt actor. Silviu Fire is known for La Oraș 2022 în MCN Podcast 2019. Nu știu ce pula mea a făcut pagina asta. Silviu Fire is known for La Oraș. Easy. Am văzut acest video pe Reddit, mă știu unde l-am văzut. Mai țineți minte că am zis eu despre cât de amuzante mi se par benzile astea din Chiar în drumul taberei, iată. Cât de amuzante mi se par benzile astea înainte sau la dreapta, unde ai această tipologie de întâmplare în care ai semaforul roșu pentru înainte, dar intermitent la dreapta și automat poți să stai, să aștepți la semafor, să nu dai priorit, să nu lași să treacă pe ăla din spate care vrea să ia la dreapta, că da-i făcută înainte sau la dreapta, nu e doar la dreapta. Și sproși că ăsta în fiecare zi, în toate intersecțiile de genul ăsta. De ce pula mea claxonez? Care voie să stea acolo? Și ăsta e intimidat și să dă în față ca prostul.
Ăla ține mâna apăsată pe claxon, în caz că vă întrebați de unde vin claxoanele în București. Ăla nu și-a mâna de pe claxon, vă rog frumos. Și s-a dat. L-am băgligat pe ăsta să se dea. Ca prost. Și acum au blocat și trecerea de pietoni. Trei proști s-au întâlnit. Și ți l-a săltat garda pe ăsta. Da, claxonat. L-a luat garda. Excelent, excelent, așa-i trebuie. Așa, foarte bine, că claxona ca disperatul ăla. Vă vine să credeți că poliția română face ceva, dar cel mai amuzant este că ăla nu pare să fie de la rutieră. Să mă contrazică cineva, dar asta nu pare uniformă de rutieră. Da, mă rog. Da, și sunt proști că ăștia în fiecare zi, în toate intersecțiile din România. A, da, l-am văzut pe ăsta. L-am văzut pe ăsta. Asta aș face eu dacă mi-ar tăia unul cale. Mec, am văzut, era și mai lung. Reușea să plece. Cameramanul nu avea mașină de sta așa liniștit și filmează? Coboară. Stai seama, conceptul de a coborâ la un om în mod evident dereglat pe ceva. Adică intuiesc că ori era mor de beat, ori era mor de drogat. Să cobor la unul care bușește 25 de mașini cu propria lui mașină. Să zici, băi! Băi! Te rog frumos. Nu este. Doamne, ce mi-a plăcut TikTok-ul ăsta și nu înțeleg de ce n-am bubuit până acum. Pani Gojira, cum ar veni? Întrerupe-l! Așa, Gojira, așa! Da, Gojira, întrerupe-l, numai tu să vorbești, Gojira! Că e nici... Taci! Așa, nu... Taci! Așa, Gojira, bravo, Gojira! Da, Gojira! Da, Gojimoji! Muncăioșiu, pula lui și tu, pa mea! Așa, Gojira, vorbe... Bă, taci, mă, de ce ai venit aici? Să ce, să-ți dai tu cu părerea de ce ești invitat la podcast? Sau ce ești invitat lui Gojira la podcast? Ăsta nu face podcast, să face monologo... Pula mea, și mai ești tu și mai îți dai o părere, ta tot, ai înțeles? Da, Goj. Întrerupe-l! Întrerupe-l! Așa, Goj! Pensionat la 52 de ani. Asta, asta vreau să zic. Pensionat la 50 de ani cu pensie specială. Firex Silver reacționează la modul de funcționare al unui sistem de irigație cu pivot.
Let's fucking go, baby. Doamne, ce cadou frumos. Doamne, ce cadou frumos. I love it. POV. Domne, de ce n-avem transport? Da, da, de-aia am dat like. Fix ca să zic asta. Domne, de ce n-avem transport bun în București? Domne, nu pot să înțeleg. Domne, mă dau jos din mașină când o să avem transport comun, transport în comun, performant. De ce nu vine, domnule, tramvaiul la timp? De ce întârzie tramvaiul? Nu pot să înțeleg. Și asta e trebuie să se întâmplă la fiecare intersecție. Ma, nu, nu îmi dau seama de ce întârzie tramvaiul. Mi-e foarte... Și ce vrei, domne, să facă? Să nu mai treacă, a? Ce vrei să facă? Să trebuiască să aștepte să treacă tramvaiul, nu? Ca sclavul. Păi da, el de-aia plătește cea? De-aia plătește el taxe pe cotețul ăla nenorocit? Ca să stea după tramvai? Bicicli... Bicicli și așa care trebuie pe ruși. Bă, eu trebuie... M-am întâlnit cu Go Rider la protestul, la protestul pentru Palestina. Da, da, că nu te-ai tatu, asta e... Porsche Taycan, coteți din perspectiva lui Fire. Da. Bicicli și așa care trebuie pe ruși. Bă, eu trebuie pe ruși, da? Da, da, că nu te-ai tatu, asta e vina mea. Presupunerea că dacă n-ai mașină, like, ce faci? Cu ce te deplasezi dacă n-ai mașină? Cum să n-ai mașină? Imposibil să n-am, frate, mașină. Ia ca n-am. Ia ca n-am. Există viață și fără mașină. Se poate. Ah, ok. Bine. Aha, e șoferie, mă. A tăia care arată să fie el primul. E șoferie, mă. Ce? N-am călcat legea, cică. Nu. Deloc. A, uite. A ajuns primul. A ajuns primul în parcare, frățioare. L-a ajuns ăsta cu bicla din urmă. Păi ce șmecherie a făcut. Asta e șmecherie adevărată. Da, da, că nu te-ai tatu, asta e vina mea. Te-ai luat bandă. A, și mai e chestia asta, voi nu sunteți atât de... Adică am și eu subiecte pe care sunt terminally online și asta de urbanism este unul dintre ele. Nu sunt atât de terminally online ca, de exemplu, omul Go Rider sau alți oameni din comunitățile astea care chiar biciclesc și trotinetez și toate cele toată ziua și stau pe forumul de la metro ușor, de la, cum îi zice? Forumul metro ușor, cum îi zice? Dar mai este această chestie pe care pur și simplu, cum îi zice, ăștia nu știu, cum șoferii nu știu efectiv, este faptul că gen bicicletele trebuie să meargă pe carosabil. Gen bicicletele nu au unde altundeva să meargă, ele trebuie să meargă pe carosabil. Și sunt foarte mulți șoferi proști care zic, de ce mergi cu bicicleta pe carosabil, de pe trotuar? Nu. Legal vorbim, bicicleta trebuie să fie pe... metrou ușor îi zice? Nu mai vedea cum îi zice. Metrou ușor îi zice? La forum? Da, ok, nu mai știam cum îi zice. My bad. Eu zici pe asta. A, mă, serios? Îți cer scuze, da... Dacă era pe jos, cum să mă cer scuze? Îmi place să dau prioritate la mașini. Iubesc să dau prioritate la mașini. Ce ai? Deci chiar iubesc. Deci eu dau. O, deci n-ai așteptat să treacă, da. Sănătate! Băiat. Uite, ăsta da. Putea să omoare unul din trei bicicliști, ales să nu omoare pe niciunul. Respect acelui posesor de Audi. Șmecherul Audi-ul ăla, Dănuț. Șmecherul Audi-ul ăsta. Ți-ai dorit vreodată un Audi ca ăsta?
Asta mașină, nu cotețul ăla de la ei tu. Uite, ăsta da, mă, deci cred că e primul care a lăsat așa prioritate să trecem toți. Și trotinetistul, și biciclistul, și mama biciclistului și al trotinetistului. Bă, pe toți ne-a lăsat, mă, pe toți, în sfârșit unul. Pistă de biciclete, by the way. Asta e pistă de biciclete, by the way. Bine, bine. Mersi. Hai, treci, treci. E roșu. Păi, să mă pula. Mă, și claxonează, claxonează în ghilimele. Hai, să mă pula, mă, de ce dacă e roșu? Salut. A trecut pe roșu. Așa, și? Și ăsta la fel. Bă, dar mi se pare absolut inconștient asta de să treci cu bicicleta pe roșu. Că gen... Adică pe genul ăsta de bulevard. Că așa, hai că mai fentezi o străduță, gen, na, cum stai pe Victorie sau poate, ok. Dar astea așa, Doamne, iartă-mă. Băi, băiatule. Băi, băiatule. Tu te-ai gândit de ce n-ai va plătești impozitele alea? Că ai o magaoaie de chestie ca umblătoare care poate să te omoare pe loc. Bă, la propriu, bă, poate să te omoare pe loc. Bicicliști ăștia care trec pe roșu. Bă, eu trec pe roșu, da? Să zic că trec acum eu pe roșu. O trec eu acum pe roșu. Ce se întâmplă? Mor eu că mă calcă mașina. E, și dacă ar fi invers? Ce ar fi dacă ar fi invers? Dacă eu aș trece așa pe verde și mașina pe roșu. Tot eu aș muri. Corect. Și sunt 100% sigur care... Persoana care îmi comentează că tu de ce nu plătești RCAIT pe robinet? Păi cum? Eu plătesc. Plătești robinet. Tu de ce cauți pe drumul meu? Tu ce cauți? Nu, doar tu faci asta, nu? Bă, dar ce mă lovesc aici? Haide să înțeleg ăla care face prost stânga în intersecție și blochează toată intersecția. Ăla nu încurcă. Ăla e zeu, nu comentăm. Zice da. Bine. Dar biciclistul care stă pe dreapta sau tot așa care se încadrează corect pe benzi, păi Doamne ferește să facă biciclistul stânga în intersecție. Doamne, mă încurcă. Da, eu personal refuz să fac stânga în intersecție. Foarte rar fac stânga în intersecții. Prefer, adică dacă e o intersecție de asta imensă, prefer să mă dau jos, să iau pe de la trecerea de pietoni. Curcă, trebuie să fiu preventiv, o nouă responsabilitate, o nouă obligație ca șofer. Păi stai, bă, el a dat de permis. El are permis, bă, să umble pe drum. Bă, el plătește taxe de drum? Taxe de drum. Bă, sunt croaz, mă. Accidentele rutiere mortale se duc dacă eu plătesc RCA? Uite, uite, apropo de pentru cine nu merge cu bicicleta, uite, fix cazul ăsta. Domn parcat pe trecerea de pietoni. Deci tu în capul tău de om, de șofer care nu și-a dat curul jos din mașină, zici, ce mai e căcat, domnule, te duci pe lângă el. Nu, asta zici. Dar tu ca biciclist știi că nu o să poți niciodată să o iei pe aici, pentru că n-ai de unde să știi cum îți deschide la ușa în față. Pentru că dacă staționează, probabil o să stea puțin, deci sunt șanse mari. Dar nu e o mașină parcată, e o mașină care staționează aici. Sunt șanse mari să-ți deschidă bicicleta în față, să-ți deschidă ușa în față. Așa că nu poți să o iei pe aici. Așa că trebuie să o iei pe aici. Ca să o iei pe aici, trebuie să te asiguri că nu vine unul din spate să te calce. Dacă sunt multe mașini care vin din spate să te calce, și ce se întâmplă? Pui frână ca sclavul și aștepți. Vezi care e situația, pe ce parte poți să iei. Apropo de ăștia, ce are, domne? Asta are, că gen pot să mor. Dacă e unul care nu știe să... Adică care nu ia în calcul ce am zis eu acum, care e mai teribilist pe bicicletă, că moare. Că mai contribui la moartea lui unul, că vine unul cu 60 la oră și le ia pe sus și îl bagă sub roți. Cum vreau să duc dacă plătesc RCA? A oprit să verifici, efectiv a oprit exercițiu. Așa, și? Stai, dacă biciclistul plătește RCA, ITP, robinet, robinetul. O să fii mai în siguranță față de... Da, noi omorăm pe aia din mașină. Da, noi omorăm. Două secunde. Uite aici, doctor a fost la podcast cu Vlad Careman. Fire, uite aici. Fire, uite aici, podcast cu doctorul și Vlad Careman. Fire, uite aici, podcast cu doctorul și Vlad Careman.
Păi, uite, doctorul la podcast cu Careman. Am dat click pe linkul ăsta cu gen 2 ore. Vreți să vedeți ce e? Vezi tu abordarea asta cum că, domnule, cine te-a rănit? Băi, acum să fim sinceri. Chiar mai devreme, când veneai încoace? Bărbat, orice om din punctul meu de vedere. Am făcut și el om, m-am vrut să ne arăt. Am dat cu experiență cu o femeie. Am dat click pe acest link cu 2 ore. Am făcut și el om, bravo, omule. Să mai faci. Omul meu n-are treabă. Se duce fără lumini pe pod. O lumină, te rog eu frumos! Că ești pe pod, nu-ți glumesc, dar nu mă auzi, că ai căștile. Oh my god, cu doamne. Am mai văzut și eu bicicliști cu căști sau trotinetiști cu căști. Doamne, iartă-mă. Nivelul de inconștiență. Eu te omul meu să duci pe pod. Bă, fără lumini. Bă, n-am nimic că să duci pe pod. N-am nimic. Bă, dar n-are lumini. Bă, e prost, mă. E prost. E prost original. Am are și căștile, scuze-mă pe mine. E prost original. Am zic de doar care căștile. Uite. Omul meu vede că încă vine lumea și el încă merge în continuare. Deci, efectiv. Bă, dar e o boală, mine, adică trebuie să ai o boală, nu știu, nu, mă fascinează. Mai e încă 18 semafoare aici la care o să te înfigi în el. Ce boală trebuie să ai, mă, frățioare, să nu poți să iei gen 2 secunde piciorul de pe accelerația aia. Doamne, iartă. Așa, ușor, ușor, totuși, putea să aștept. Vezi, știi, e roșu. Cel mai șmecher deci, așteptător la roșu ești. Cât de diabolic să fii. Înțeleg că e doar pentru o persoană comanda asta. Înțeleg că sunt mai multe persoane. Dar cum să comanzi asta? Când știi că... What the Doamne, deci eu de 2 ani de zile când comand zi de la fast food-uri, de 2 ani de zile eu nu-mi pun, deci eu nu aleg niciodată meniu, eu întotdeauna pun cartof separat, burger separat, aia separat, niciodată băutură de la Mac, KFC și așa mai departe. Șansele... Că de-aia îți transpiră KFC-ul. Foarte mari, să-ți aduc o bicicletă. Deci e groaznic, groaznic. Nu mi-am vărsat, nu le-am vărsat, e bine, mă! Mă, clar... Da, am înțeles. Și-a luat claxon la trecere, de morții, băt. Efectiv, ăsta e București. Efectiv, ăsta e București, și-a luat claxon să nu treacă. Da, m-a claxonat că trebuie pe trecere. Bă, m-am aruncat pe trecere. N-am frâne! Nervează-mă ăștia, bă. N-am frâne, dă-te! Idioții ăștia. Bă, iată și pe ăsta, mă. Bă, cum ieșiți, mă? Ai văzut, bă, cum a ieșit ăla? Doamne, iartă-mă! Ăștia-s catiriști între ei. Ăștia-s catiriști între ei de biciclesc la 2 grade afară. Ce zici, colega, l-ai văzut pe ăsta? L-am văzut, băgaia, șurmăn. Fumezi, șefule? Salut, salut! Fumezi? Nu fumezi. Vreau și o buchetă să aplic pe aia. N-ai avut noroc cu mine. Seara bună! Dă-i peste, dă-i peste la... A, măcar să băga... Ok, măcar să băga pe cutor. Știi, tu le-ai cam tăiat la ăștia, las. Să te și agarde. Să mai spun că era cu poliția de față? Trece pe roșu cu poliția de față? Păi să spun eu ceva? A, ăia au trecut pe roșu. A, era roșu original, da. Mă scuzați. Ah,
Să mai spun că era cu poliția de față, trece pe roșu cu poliția de față. Păi să spun eu ceva, să spun eu, nu, nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic, merg mai departe. Cade cafeluța aia, deci. E clar? Unde, de ce parchează ei așa? De ce parchează? Să-și ia cafeluța de vis-a-vis. Să moră de... Să jur, mi se pare... Ăsta e monologul interior al oricărui bucureștean șofer. Deci, ce înseamnă exact roșu la semafor? Deci, nu, încă nu-mi sunt clare aceste concepte. Mai în spate, mai în spate. Ia uite și pe ăsta, bă. Vezi, nu vine mașina peste tine. Cum, bă, să faci așa ceva? Bă, asta e autostradă în cea mai mare definiție a ei. Griviți-i autostradă, hai să fim serioși. Da. Și tu faci chestia cu bicicleta. Dar place că nici nu se grăbea. Nici nu se grăbea. Stai, bă, stai. E bine, boss, dă-i. Cu plăcere. Foiul este continuarea politicii prin alții mijloace, spunea un general. Iar după ce de la începutul războiului au murit aproape 23.000 de palestinieni și 1.200 de israelieni, ar merita să ne întrebăm, oare care este scopul acestui război? Și eu când merg cu Boltul sau cu Uber-ul, nu totdeauna, dar de cele mai multe ori, îmi pun centura în spate cu aia. Vă rog eu frumos să prost, orice sclav. Ăsta este omul Go Rider. Ceți-vă și dați subscribe dacă... Dacă vă place. Gata, mersi. Mulțumesc frumos. Hai, sărbători fericite. Aulu! Cum a parcat? Păi nu-i condamn așa de mult, pentru că... S-a întors băiatul lui Tătăică. Uite că s-a întors băiatul lui Tătăică. Bravo, Tătăică. Ai știut, tătaie, unde e căsuța ta? Chestia că n-am auzit niciun claxon și mă prind de 12 minute. A, asta e în vacanța de iagnă, de aia de gol. Și mă mir și sunt în București și n-am auzit un claxon isteric. Dar văd un care parca pe pistă. Aici am avut treabă, busul. Aici am avut treabă. Și pare că e pe telefon sau mănâncă. Ce treabă are un parc aici? Nici n-ai unde să te duci. Cu șaormă. Nici n-are unde să se ducă. Ce cauți aici? Literalmente nu e nimic. E un parc imens. Literalmente nu ai unde să te duci. Ce cauți aici? Pe telefon. Doamne, iartă-mă. Bună ziua. Sunați-mă, vreau să vă întreb, cum este cu monociclul electric prin București? Da, ca la fel ca la bicicletă. Te bați cu toată lumea care nu ți-dă prioritate sau cu șoferul care trage dreapta peste tine. Ah, corect, corect. Nu-i la fel? Merge. Ba da. Te-a depășit, că parcă tu mâncase iaurtul anterior și te-a depășit după aia și zice și tot el clasă. Asta faci de plăcere. Ok, bicicleta ca bicicleta, dar astea... Merge spre Victor, spre... Da, da. Ați văzut faza cu doamna care era pe trotinetă și a dat o mașină peste aici? Am auzit. Aici a fost, da. Aici. Aici, da. Doamna peste care... Doamna care era pe trotinetă și peste care a dat o mașină aici, la care ne-am uitat pe stream, o cunoșteam și gen... Mă, nu o cunoșteam foarte bine, dar gen o cunoșteam și mi-a scris după și mi-a zis: "Hei, salut, eu sunt fata aia." Și și mi-a zis că șoferul a declarat, știți la ce mă refer, da? Când mașina albă 4x4 care intră peste banda biciclete, șoferul a declarat la poliție că a semnalizat și că după a intrat. Lucru care este în mod evident mincinos, după cum arată dashcam respectiv.
Și ca să se întâmple, știi, te nenorocește, te trimite la INML, te mai un pic să o calce și pe urmă zice, ce frate, eu am semnalizat, ce boală ai. Da, nu e după aia conta dacă semnaliza sau nu, exact. Ăștia cu monociclu nu plătesc RCA ITP. Cum să meargă pe carosabil? RCA pe monociclu. Să meargă pe trotuar? Păi eu doar cu benzinara mea am voi. Abia ce să mai zică ceva prin comentarii. Bă, ce râs fals ai, nu așa râd eu ca un prost. Asta e adevărul, așa râd eu ca un prost. Băi, s-a trecut pe roșu. Uai, da, bicicliști ăștia. Coi, dar fără nicio jenă. Stătea pe roșu, a demarat pe roșu. Băi, s-a trecut pe roșu. Uai, da, bicicliști ăștia. Doamne Dumnezeule. Bă, dar m-a speriat, să știi. M-a speriat. Și-a luat pe roșu. Corect, au vrut să dea liniuță. Scuză-mă pe mine, pasionatule. Pasionatule, ce-mi place asta. Poate sunt, cum zic ăștia, dom'le, poate sunt pasionat. Poate eu am mașină pentru că sunt pasionat. Dacă omul a avut treabă aici, aici a parcat. Să zic eu ceva? Oh, frumos. Lăsăm și noi prioritatea la mașină. Doamne. Doamne, Doamne, de ce te-ai dat mea la o parte? Doamne. Asta și-a cerut scuze. Deci asta precescă și-a cerut scuze. Știe că nu-i vina lui. Oarecum nimeni nu-l descurajează să parcheze aici. Așa cum nu-l descurajează nici pe ăsta să parcheze aici. Uite-l pus acum, a parcat în scara blocului. Normal că-i vine administrație, pentru că nimeni nu-i dă afară să parcheze pe aici. Ce? Le dă amendă că parchează aici? Nu, nu o să le dea. Normal că nu o să le dea. Pentru că așa-i lasă administrație, normal. Uite, ăsta e nesimțit. Zice cineva, mă omule, dar nu aveți poliție acolo, pentru ce plătiți taxe? Ăsta e nesimțit cum a parcat. Pe ea nu-i condamn așa de mult, pentru că poliția nu-i oprește. N-ai văzut să freci un pic de el, mă rog. Să o parchez pe acolo. Bă, dar ăsta nesimțit, punct. Și retul ăsta mi-a stricat jumătate de clip. Ăștia de strâng trotinetele sunt... What the fuck? Da, de ce să mai stăm? Na, no, vrem respect în trafic. Bravo, mă. Dacă treci. Exact, exact, îți dau dreptate. Nu știu cum. Când e vreo intersecție blocată, vine șoferul. Când mă îngrijorează faptul tău, că gen mulți dintre ăștia sunt cu ochii în telefon, că ideea nu văd. Că e n-ar tăia fața unui biciclist. Dar gen mulți efectiv dintre ăștia sunt cu ochii în telefon și nu realizează. Nu realizează că gen poate să facă pușcărie de pe azi pe mâine. Că o să calce pe cineva pe un roșu de ăsta evident și aia o să fie. Ora expert și ocolește tot. Și de fapt să face blocajul și mai mare. Dar de ce mă clamsunezi? A, bine, n-am zis de rău, n-am zis de rău, dar ziceam așa. E șmecher rău. Mi-am dat seama că e șmecher rău de când l-a claxonat pe ăsta, să știe că vine. E șmecher rău. Vrem respectul ăsta în trafic, mă.
Dar parcă nu-l câștigăm, nu știu cum. Da, ce ziceam? Respectul în trafic. Respectul ăsta. Bă, tu vezi, mă, ce-i de jos? Scandal, am verde în cap, da? Scandal la cap. Păi da, frate, dar n-ai voie cu bic la... Diabolic, diabolică intersecția asta. E pentru față și la dreapta. Scuzați-mă, e pentru față și la dreapta, e jos. E jos. E jos. Da, de unde ești că n-am permis? Ce că nu că n-am permis? La Globul? Mă, dar ce șmecher ești? Ce smart 2 ești în smartul ăla, nebunule? Asta e fix... Asta cumva nu știu cum e, cu contrazice toate glumele despre... Despre zi... Zi... Despre bărbații care le lipsește ceva, deși au mașini mari. Nu știu cum e cu... E fix invers asta. Pune simplu așa. Ăsta cazul clasic pe care l-am zis mai devreme, în care ai înainte sau la dreapta și ai intermitent la dreapta, dar roșu pentru înainte. Respect. Respect. Zi bună. Poate te calcă la cu smart. Ideea asta dacă sunt de la Glovo, nu știu regulă de circulație. Nu, nu știu deloc. Și ei care voia să facă la dreapta și acolo e pentru în față și la dreapta. Și nu, bă, tu dai permis, bă, ești de la Glovo. Nu, tu n-ai dreptul la opinie. Ia uite la asta, permis. Uite-l cu permis. Și asta la Glovo nu știe regulile. Că e roșu. Ce mă, tu ești pe femei? Salut, scuze-mă, am putea face o poză? Hai. Bă, Go Rider, am trimis oameni să-ți dea subscribe, ești nesimțit? Salut. 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 Prin România? Da. Trecerea de pieton, mai dui. Bine. Bună ziua. Bună ziua. Bine. Că mergeam pe piesa de autobuz, nu? Nu. A, nu? Multe furturi de bicicletă și... A, da. A, bine, bine. Ai buletin la tine? Da, da. Da, frățioare. Este cea mai mare glumă pe care am auzit-o. Nu de altă, dar gen, n-am auzit să existe vreodată o bicicletă recuperată de poliția română. Am auzit de cazuri în care aveau Apple Tag în bicicletă și practic locația hoțului cu precizie de câțiva metri practic. Și poliția a zis, nu se poate. Singura soluție pentru a supraviețui ca biciclist în București. Doar așa biciclim de acum. Gata. Pupici, toate cele bune. Ne vedem joi. Și atâta. Vă salut. Noapte bună, pupici.